Probabil v-a intrigat foarte mult denumirea. Da, Dumnezeu în casă. Așa. Cele mai cele greșeli, cele mai frecvente găsite în trading, în tranzacționare. Avem trader pe demo și avem trader filial aici, da? Așa. Mai întâi de toate, noi să ne prezentăm, mi-i spune Elena, sunt consultant financiar în cadrul companiei DoubleCash și împreună cu domnișoara Iulia. Eu sunt consultant financiar în cadrul companiei DoubleCash. Deci noi împreună astăzi o să discutăm de cele mai frecvente 20 greșeli întâlnite în tranzacționare, care le săvârșesc toți dintre noi, chiar și la început și parcurs, nu contează experiența. Mereu cu tine facem greșeli, perfect, niciodată nu tranzacționăm. Și astăzi o să discutăm anume despre această temă, ca împreună să evoluăm, să analizăm, să facem o analiză proprie și să vedem unde greșim cel mai des și ce ne face pe noi să nu facem bani profitul pe care îl dorim sau să nu ajungem la scopul pe care ne-l dorim. Adică o să lucrăm împreună la ceea că să perfecționăm toate aceste lucruri. Așa. Vrem ca să fiți cât mai activi, dacă o să vorbim numai noi, nu o să fie interactiv, pentru că aici noi nu prezentăm lecții, noi astăzi nu o să dăm nicio strategie, voi strategii aveți foarte multe. Numai că nu toate aduc profit, cum să înțeleg, da? Așa, avem trader pe demo, care sunt pe demo și care pleacă? Pereau, cât de aveam? Ok. Rest, pe demo? Poate mai sunt și cei care deschidă o tranzacție. Așa. Deci, noi cunoaștem că în domeniul dat sunt două riscuri. Îmi spuneți care sunt ele? Sau nu avem riscuri? Riscul de a pierde bani. Riscul de a pierde bani. Dar dacă eu am cunoștință, pot pierde bani? Da, da. Emoțiile. Dar de ce? Să te iau emoțiile. Așa, 1. Lipsa de cunoștințe, 2. Asta e locomia. Acum, toți voi ați trecut pregătire, fie că au fost individual, fie că au fost curs de bază, nu contează, voi ați primit cunoștințele necesare pentru ca să faceți profit pe oricare piață internațională. Respectiv, nu ar trebui să aveți greșeli, ar trebui toți să fiți în profit, numai că nu toți fac profit. Care o să fie oare acele momente care vă nu vă permit să ajungeți la scopurile voastre? Sau poate toți deja ați ajuns. Așa, iată, astăzi noi o să vorbim de top 20 de greșeli în tranzacționare. Iar împreună cu voi noi o să desfășurăm fiecare în parte. De aceea, pentru acei pe demo, traderii pe real o să-i motiveze ca să treacă și ei, important să nu-i sperie. De aceea, din start, noi depistăm greșelile în tranzacționare. Ne-am înțeles? Okay. Deci, haideți să începem cu prima greșeală, care ar fi... Lipsa sistemii. Greșeala aceasta se hotărăște. Deci, eu personal văd iată greșeala asta ca și cum ai luat tractorul și ai început să ai așa haotic, să mai ieși pe stradă, pe drum. Adică lipsa unei organizări tranzacționale. Deci noi toți știm, cu toții știm că trebuie să fim organizați. Asta e, nu că este o rutină, dar oricum necesită o organizare, ca, nici chiar ca la armată, dar oricum este o organizare interioară necesară. Nu facem ce vrem, pentru că chiar dacă avem multă experiență deja în tranzacționare, dar dacă nu ne ținem de o sistemă, o dăm în bar. Și așa este în tot. Adică dacă vrem să ajungem la un scop pe care noi ne l-am propus, este important să urmărim pas cu pas. Dar nu avem scaune. Este unul. Este unul. Dar mai este încă persoană. Apoi și mai aici. Să mai aduci un scaune. Cine întârzi stă în picioare? Nu am luat la calcul un moment fundamental. Problema parcărilor aici. Orca se putea numai. Mai aduceți un prizeu. Pune-ți-o și peste prizeu să fie. Așa. Okay.
Deci eu personal nu prea am întâlnit traderi care tranzacționăm pe OTC și încercând, au ajuns la un scop și au obținut foarte bune rezultate în tranzacționare. De aceea, anume, iată, am pus primul punct fie lipsa sistemii, pentru că ea este importantă în tot. Și în stat, într-o organizare, adică orice afacere are nevoie de o structură. Adică trebuie să știm pas cu pas ce facem, ce vrem să facem, când facem asta, cum și așa mai departe. Deci asta este prima noastră greșeală. Noastră o aveți? Da. Sau aveți o sistemă toți? Să avem greșeală sau să avem sistemă? Ok, greșeală. Dacă aveți sistemă, înseamnă greșeală. Iată, știți, aici aș vrea să adaug foarte mult spre de fapt că trading-ul din hobby. Cine o face din hobby, dar cine a venit concret pentru ca să facă bani? Cine o face din hobby dintre voi? Eu, până când am fost de lucru care nu pot să lăs acolo și abia sunt cum demă, dar până când o folosesc ca un hobby, dacă să primească business. Ok, scopul până la urmă să treci spre ea, da. Scopul vostru să faceți profit, să faceți bani în domeniul ăsta, nu ați venit pentru că e oficiu frumos, corect? Așa, dacă, spre exemplu, eu sunt la poker, da, eu fac aceasta, hobby, pokerul ăsta e hobby, da? Acolo voi mergeți pentru plăcere. Acum, dacă să vorbim de tranzacționare, persoanele care percep domeniul acesta ca pe o afacere, nu ca pe hobby, el înțelege că sunt anumite greșeli și reguli, greșelile trebuie de evitat, regulile trebuie de urmărit. De ce anume fiecare greșeală în medicină, asta este pedeapsă. O greșeală măruntă în medicină costă o viață, corect? Dar de ce traderii nu iau greșelile în tranzacționare ca ceva serios, care într-adevăr ar trebui de evitat? Ei, și ce dacă am plasat un stop loss micuț? Pentru că nu costă viață. Nu costă viață. Dar ca atare, dacă să luăm așa, fiecare greșeală, ea costă bani, corect? Dar tradingul el trebuie de făcut din plăcere. De ce unele persoane pierd? Unii traderi pierd în tranzacționare pentru că ei se axează anume pe bani. Risk money management-ul este totalmente încălcat. Din cauza că îți gândește la bani, nu la strategie, nu la plan, nu la sistem. De ce noi, în mare parte, trebuie să atragem atenția la sistem? Numai persoana care se va conduce, traderul care se va conduce după sistem, el va avea de profitat aici. Și am început să vorbim de... Următoarea greșeală, hai să spunem, pentru că ea este un pic asemănătoare cu prima, dar oricum este diferită. Lipsa planului de tranzacționare. Chiar dacă noi avem un plan pe fiecare tranzacționare, dar el este pur și simplu la noi în cap și el nu este pe hârtie undeva bine structurat, el nu funcționează pur și simplu. Planul este o greșeală care ne duce pe noi la cei că noi avem pierderi foarte des și foarte frecvent. Pentru că, cum am mai spus, chiar dacă noi avem un plan perfect, cum ne imaginăm noi în cap, chiar eu așa o să fac, dar dacă el nu este pus undeva pe hârtie, structurat bine, atunci pur și simplu nu putem să avem succes. Sau el o să fie periodic succesul acesta. Mai devreme sau mai târziu o să o dăm în bară. Eu aș asocia lipsa planului cu... Asta e ca și cum ar face matematică fără formule. Adică noi parcă ne imaginăm cum asta trebuie să arăte, dar nu știm sigur. Adică nu avem o sistemă și o structură. De aceea asta este important, anume să ne facem un plan. Dacă nu știți cum să vă faceți plan tranzacțional, vă adresați la managerul dumneavoastră. Sau dacă aveți plan tranzacțional, asta e foarte bine. Dar dacă nu cunoașteți, asta este important să-l construiți totuși. Adică să tindi să-l faci, pentru că el chiar rezolvă multe chestii. Dumneavoastră ați observat când
știți că aveți a doua zi și din timp ați făcut planul pentru următoarea zi. Când sunteți mai productivi? Când vă gândiți că e mâine ați văzut ce ați făcut? Sau când aveți deja planul, vă treziți și începeți proști? Dacă sunt factorii care nu de planul zilei nu merge. Care factorii de noi? Până la urmă, noi ne stabilim graficul. Elementar, domnul Drzeac nu este parcare. E un factor care ține cu dânsul? Nu. Dacă domnul spunea mai devreme, el avea să iau planul. Sau se deconectează energie electrică. Telefonul trebuie să reții. Nu, eu nu vorbesc de plan general, vreau să fac abstract planul general, vorbesc de plan general. Da, dar ele nu sunt în fiecare zi. Oricum, e mai bine când avem noi o structură și avem o bază pe ce noi ne axăm. Când ea nu este deloc, poate fi și lumină și poate fi, dar dacă nu știm ce trebuie să facem. Dacă este stabilit planul și noi măcar am îndeplinit mai mult de 50% din el, deja este bine. Pe data viitoare, spre exemplu, o să îndeplineți 70%, mai viitoare, o să îndeplineți 80%, până când o să ajungă moment, voi să îndeplineți peste 100%. Iată, în domeniul dat, foarte des se întâmplă momentul ăsta. După planul de tranzacționare, după business plan, da, noi ne orientăm la cât procente profit lunar. Haideți, nu mai sincer, cât procente profit lunar noi ne axăm. Nu, cum e corect, dar cum vă axați dumneavoastră? Da, lunar. 10? 80? 80 lunar? Voi faci loterie deja din domeniul ăsta? Nu, la puncte m-am loterie 80 lunar. Asta e. Pentru a face un trading sănătos, fără risc, fără ca eu să retrăiesc, să pot dormi noaptea bine, eu mă axez la 10-50%, corect? Cât se primește deja? Aici e altă întrebare, pentru că de obicei dat e ca la pescuit, noi prindem și peșori micuți, dar prindem și mari. Pentru că noi avem semnale puternice, unde eu pot să iet cu volum mai mare pe piață, corect? Așa, dar după plan e 50%. Acum persoana, trader-ul, a îndeplinit într-o săptămână acest 50%. Ce se întâmplă? Poate chiar și mai mult. Intră în euforie. Dacă eu într-o săptămână le-am îndeplinit, evident, până la finalul lunii eu pot să îndeplinesc chiar și 100%. El a respectat planul? Nu. Și aici deja el va începe să riște. Va începe să intre pe instrumente foarte volatile. După care intră în minus, ia un stop loss mai mare. Și aici deja se începe. Ei, gata. Eu nu pot tranzacționa, eu sunt demotivat, eu nu știu ce să fac mai departe, nu știu dacă domeniul dat e pentru mine. Da. 3. Da. Valul intră numai procentul care se așteaptă de profit sau mai bun de șaură? În plan intră totul. Noi astăzi tot poate pe aparte o să le discutăm, dar în primul rând, ăsta e portofoliul de investiții. Unde care depozitul meu, unde îmi permite mie să intru. Pentru că voi, spre exemplu, aveți un depozit foarte micut, dar eu vreau să transmit pe criptomonede. Ce se întâmplă aici? Așa, deci noi suntem conștienți de ce își face. De ce? Unul dintre cele mai importante este plan. El este structura, este bază, este fundamentul, ca la casă. Deci, greșeala numărul 3, lipsa ordinilor de asigurare, pe care noi nu le plăsăm sau le plăsăm pe ordine. În ce constă ordinile de asigurare? Ce înțelegem noi? Stop loss-uri sau ordine opuse? Cum ar fi, de exemplu, dacă avem un buy, plăsăm un sell stop, ca în cazul ceva, de exemplu, intrăm în lagă. Dacă asta este exact același lucru ca și cum noi aș conduce o mașină și noi știm că ea nu are airbag-ul, da? Știm că ea nu, în cazul ceva, nu dislogează. Dar noi totuși sperăm că înainte de accident noi repede să le instalăm sau o să facem ceva. Iată, exact așa și este și în tranzacționare. Mai ales dacă intrăm pe un instrument volatil, care nu putem să, adică este poate imprevizibil, în care va moment să faci foarte multe puncte foarte rapid. Și noi ne gândim că eu îl urmăresc oricum, nu nimic strașnic, eu spun dacă ceva un stop loss, când ați văd că se pornește mai repede sau nu știu, adică așa, ne uităm cam așa simplu și ușurel la toate chestii date. Dar asta este foarte important, anume noi să ne asigurăm din timp, pentru că chiar și în cele 20 de reguli ale trader-ului scrie noi stop loss-urile și ordinele de asigurare, noi le păsăm când deschidem tranzacția, adică din start le calculăm,
ne uităm unde ar fi ele, unde trebuie ele să fie, le păsăm și atunci suntem în siguranță. În primul rând și noi suntem mai liniștiți și în doilea rând noi ne-am asigurat din timp. Asta este și corect, după părerea mea și în genere. Cine folosește ordinea mare? Cine transunează de propriu stupos? Ăștia toți care ne epidemă, da? Pereal, cine transunează de propriu stupos? Cine, după ce deschide tranzacția, a deschis, a plasat e-cloc stop-loss, gata, a uitat de această tranzacție? Să nu mai mișcă, stop-loss, mai jos. De regulă, ce se întâmplă? Vine traderul, spre exemplu, la analiza tranzacțiilor, trader Perial, și îmi spune, iată, la mine 20 de tranzacții s-au închis un stop-loss. Gata, eu ies de piață, eu nu pot tranzacționa, domeniul ăsta nu-i pentru mine, eu mai bine mă ocup cu nu știu ce, unde eu nu o să retrăiesc. Aha, stai un pic, dar tu ai făcut analiza tranzacțiilor. Apoi, da, da, eu am deschis aici, piața trebuia să meargă dincolo, dar eu mers invers și nicio tranzacție nu-mi reușește. Da? Câteva take profituri. Acum, făcând analiza tranzacțiilor, noi am înțeles, de fapt, stop-loss-ul era modificat. Adică, corect, noi am plasat pe cotațiile valutare, care e stop-loss-ul minim? 35. 35 e ok? E prea mic, mai ales dacă vorbim de lira sterlină cu dolarul american, euro cu dolarul american. Deci minimum 50 de puncte, mai mare probabilitate ca prietul să meargă corect decât în contra voastră. Contra analizei. Respectiv, un stop-loss de 50 de puncte este ok. Dar piața e organism viu. Aici într-una este o luptă dintre cumpărători și vânzători. Și dacă eu îl plasez la 50-520 de puncte, evident că o să ne-l activeze. Iată și care a fost problema. Dar iată că nu am să lucrați cu ordele amânani, opuși, ca să intrați în lacat. Iată, după ce vă conduceți și cum vă plasați? Cum plasați ordele cele amânani? Unde le plasați? Trebuie să plasăm stop-loss-uri. Cea mai corectă în funcție de depozit. Da, dar oricum, iată, când sunt puși pe persoane care nu lucrează cu stop-loss, sunt așa traderi, nu lucrează cu stop-loss, dar păsează ordine amânate sau prea departe sau prea aproape și fără sens intră în lagăr pur și simplu. De asta este important, noi folosim nivelele. Cel mai bine folosim nivelele în așa cadră, că ne asigurăm după un nivel, păsăm ordine amânat opus și atunci știm că sau ne activează și intrăm în lagăr în care ceva, sau mediem, sau vedem ce se întâmplă. Dar ne asigurăm din timp, asta este foarte important. Vine la mine traderul și îmi spune, uitați, eu am folosit exact strategia trendului, da? Trendul plus nivel. Eu am deschis de aici poziția de cumpărare și am plasat sell stop, el s-a asigurat, sell stop. De regulă unde ar trebui el deplasat? Sub 50 de puncte. Sau ultimul nivel, în cazul, da? Nivelul este aici. Deci, însă distanța dintre buy și order amânat, în cazul dat, este de 60 de puncte. Este de 60 de puncte. Astfel, faptul că l-am dat cu volum mai mare, depozitul lui, dacă lua minus 60 de puncte, avea să întreagă risk money management. Ce face traderul în cazul dat? Plasează la 30 de puncte sau stop. Și evident că piața o să-i activeze stop-loss-ul ăsta sau stop și automat intră în lacăt. După care din lacăt ești deja un pic e mai greu de ieșit. Să intri foarte ușor, dar să ieși mai greu. Și el îmi spune, eu nu înțeleg de ce așa se întâmplă. Dar de fapt greșeala care a fost? El a plasat stop-ul ăsta, ordinul amânat, în funcție de depozit, dar nu de strategie. De asta eu și-am spus, dacă voi să forțați la anume cum nu pierd banii, de regulă, anume traderii care schimb de pierdere, ei și intră în minus. Primiți plăceri de la tranzacționare, de la strategie, de la sistem. Și nu trebuie să ne gândim să nu pierdem. Atunci o să avem câștigat. Dacă ne axăm pe cei care deschidem tranzacția corectă, nu să facem cât mai mult profit, noi să facem automat și profit. Adică noi punem accent pe corectitudine tranzacției. Adică când o deschidem,
Direcția, intrarea și ieșirea. Nu mă gândesc că ia cam muie s-o pornit și trebuie să intru repede în tranzacții, că este o perspectivă de a face mult profit. Nu, corectitudine. Dacă noi suntem corect în tranzacții, noi automat profit o să facem. 4. Stop loss-urile prea mici. Aveți așa greșeală? Sau ați făcut-o? Prea mare. Prea mare? Asta e următoare. De ce noi plasăm stop loss-urile prea micuri? Deci cum să înțeleg, toți se gândesc cum să piardă. Dar noi când deschidem o afacere, noi ne gândim la pierdere sau noi ne gândim cum să facem profit? Cum să faci profit? Atunci de ce în domeniul dat noi percepem un pic altfel lucrurile? Iată vine persoana și spune, eu atât de mult vreau să-mi deschid un depozit, eu vreau să fac bani. Numai că nu știu de ce banii ăștia îl vreau să-i fac a doua zi. De ce noi vrem anume în trading să ajungem la 1 milion a doua zi sau a doua săptămână? Știm că este așa posibilitate. Da, dar faptul ăsta își face ca majoritatea dintre trader să piardă. Într-o afacere tradițională, noi vrem a doua zi să facem milion. Noi vrem, da. Vrem. Ok. Ne străduim să facem asta. Acolo noi înțelegem concret, aha, stai, startup-ul el e de la 1 an până la 3 ani. Ca eu să-mi acopăr cheltuielile, corect? În trading însă, eu acopi, cheltuielile să-mi acopăr, vreau a doua zi. PNG. Cine ați scris apropo tranzacția asta să-ți spunea frumos? După... Ok, nu ne rușinăm. Ce cine am scris? Sau bă? Fiecare, ați fixat profit. Bravo. Bravo. Așa. Deci, ca o metaforă, pentru stop-loss-urile prea mici, după cum am spus, lipsa ordinilor în așteptare, asta e ca și mașina fără airbag-uri, stop-loss-urile prea mici, asta e mașina cu airbag-uri, dar care reacționează când abia o atingi. Adică, când nu ai rezervă și când nu e un mijloc de aur în tranzacționare, atunci dai greș, chiar dacă intri corect pe piață, chiar dacă vezi bine direcția, dacă ele sunt prea mici, pur și simplu nu ai rezervă. Nu ai rezervă și se închide în stop loss. Și mulți traderi, chiar sunt traderi care vin și spun, eu nu înțeleg ce greșeală fac. Și când luăm și facem analiza tranzacțiilor, problema este în stop loss-urile prea mici. Adică PNG pot spune și 20 de puncte și 30 de puncte, asta e ok. Dar ideea este în felul următor, că stop loss-urile, ele nouă ne dau într-un fel nedecid. Mi dau permisiunea să luăm ori take profit, ori ne asigură de pierdere. Dar ele nici de cum trebuie să fie prea mici. În așa caz, pur și simplu, noi suntem numai stop loss. Cu toate că știm să tranzacționăm, pur și simplu nu calculăm corect stop loss-ul. Fapt că cunoștințe toți aveți. Toți aveți cunoștințe necesare ca să faci profit. Și trebuie să înțelegi un moment că cei care nu fac, îi încurcă doar greșelile acestea micuțe, care de fapt și sunt fatale pentru unii trader. Iată, la un masterclass, la fel erau foarte multe persoane și am întrebat cine dintre voi se conduce după business plan, după sistem? Cum crezi? O ridicat cineva până în sus? Sau cine s-a oprit la 10% profit? Nimeni! Ați încercat vreodată, spre exemplu, să luați 3 take profit-uri la rând, 4 și să vă opriți? Nu. Și simplu, eu am închis calculatorul și gata, l-am lăsat. În cap de treabă. Nu, no. După stop loss-uri ne oprim, dar după take profit nu. Eu am avut caz, persoana a intrat cu... De fapt, cum a fost? Aici nici nu la noroc. Era un semnal foarte puternic, petrol. El a intrat, a plasat un ordin amânat, dar nu a luat... Mai scurt, din neatenție, în loc de un lot, a plasat 5 loturi. Tranzacția s-a activat și s-a dus în profit. El m-a telefonat, eu nu putea vorbi, nu știa ce să fac, să o las, nu mai las, pentru că aici real putem spunem că e noroc. Și zic, închide, gata, prețul nu mai are putere să crească. Încă 4.000 și gata, închid. Și până într-o final l-am închis într-o 100 de dolari. Dacă el avea să oprească la momentul potrivit, el avea să ia tot profitul care e. Dar, într-adevăr, lăcomia e hrupsănie aici, mai degrabă. Așa. Stop loss-ul prea mare. Da, comentăm.
sunt așa cam, da? De ce? De ce noi le plasăm prea mari? Mare asta care? Sunt plus? Domnul funcție? Se mai bine îți frate în lacă dacă puneți așa stop loss. Decât să închidă cu așa un minus, mai bine așa întrați într-o lacă pe primul imediat sau folosiți metoda de upgrade. Da, dacă ea nu sunt lacă, doar. Iată, știți, mie îmi pare că masterclassul ăsta era mai suficient dacă noi aveam să vorbim despre lacte. Cine dintre voi în lacte? Practic toți. Practic toți care sunt imperial, toți se confruntă cu lactele. Acum, după ce, cel mai interesant, după ce trei druid în lacte, nu poate ieși, își pune întrebare, de ce eu n-am plasat stop loss? Mai bine fixam un 50 de punct stop loss, decât eu am 4-5 luni, eu nu pot ieși din lactul ăsta. Dar ce? Pentru că nu-i corect plasat, adică nu-i corect lucrat lactul acela. Sau volumul prea mare, sau distanța prea mare, sau marginul. Așa, când traderul intră în lacă, spre exemplu, el a deschis o poziție de cumpărare, el a plasat, take profit, stop loss. Și se întâmplă aici, piața merge un pic în sus, foarte bine, e traderul gros, dar de aici se întoarce înapoi și merge contra. Aha, prețul cade, dar eu am făcut analiza, dar el oricum trebuie să duc în sus, asta nici nu-ți discut, doar eu conduc piața. Eu am intrat cu volum mare, înseamnă piața așa, o să meargă cum eu decid. Respectiv, prietul merge tot contra. Aici, dezamăgire. Voi ce faci? Ați luat stop loss, nu cumva să închid în stop loss, eu doar nu accept minus. Eu sunt acel trader care mă gândesc că la banii mei de depozit, nu cumva să iau un 50 de stop loss. L-ați dat mai jos, totul dați mai jos, îl dați mai jos, dar prețul cade, cade, minusul vostru, la voi ce se întâmplă aici? Se mărește, voi intrați în panică. Eu așa stop loss n-am să iau. Hai să intru măcar în lacăt. Ok, voi deschideți repede un săl cu același volum. Respectiv, prietul încă un 10-15 puncte, după care brusc în sus. 10-15 puncte e bine, să-mi tragi chiar atunci acum. Sau așa. Cum facem în cazul ăsta? Și sunt sigură că 90% din persoanele care transinează pe real fac așa greșeli. Asta bine când volumul e mic și marja vă permite primul să mai folosiți metoda adăugării sau medie. Dar dacă volumul încă și-i mare, și lacătul e mare... De regulă vă blochează tot marja la depozitele mai micuțe și atunci traderul panicat, nu știe ce să facă, când îi spui traderul deschide tranzacția adăugătoare, ei, dar de unde, că eu n-am marja, foarte simplu, mărește marja și îi spui deschide tranzacția adăugătoare, numai că traderul aici iarăși nu înțelege momentele date și încep cumva să medieze, după care intră în marja negativ și deci în general... Până așa lacă te deja apare și frica, apar dubile și începi oricum să faci metoda adăugării sau mediere, dar să răzgândești și mai pe scurt, e complicat. Mă gândesc să mărești mare, deja minusul, cred că mărești prin investiții. Dar chiar cum să facem de mărit marja? Dacă ai ceva tranzacții deschise, poți să le închide, dacă minusul. Aici deja fiecare decide cum să o mărească. Ce să așteptați să întoarcă înapoi viața? Da, și de regulă ce se întâmplă, traderul așteaptă, ei, nu-i nimic strașnic, când o să ajungă piața aici, o să închid baiul și piața o scadă și o să închid țelul. Ajunge piața aici, o scapă momentul, piața se întoarce, iar a scăpat momentul. Și tot așa, jumătate de ani, el stă pe un lacă de 300 de puncte, care nici de cum nu mai ales dacă lacătul e mare, nu chiar toți au curajul să închidă tranzacția, pentru că nu suntem siguri, dar oare să ajungă înapoi, dar oare n-a să ajungă și vă gândiți. Adică, iată și lacătul, ia să-și folosiți nivelele când vreți să faceți lacăt. Asigurați-vă cu nivelul, nu intrați la 500 de puncte. În cazul în care, spre exemplu, eu am un buy, m-am asigurat cu un sell stop, respectiv am intrat în sell. Lactul meu, indiferent cât de mare nu ar fi volumul, el este de 30 de puncte. Ce se întâmplă aici? Minusul dintre buy și sell e destul de micuț. Mie îmi permite depozitul schidat, tranzacția adăugătoare? Da, și ce fac? Eu încep să mediez, eu am schis sell. Voi înțelegeți până ajungeți la final de trend, lactul ăsta gata, voi uitați de dânsul. Eu am trader care a închis lacă tocmai din octombrie anul trecut, de-abia acum. Din noiembrie, când toți au mizat pe întărirea dolarului american, într-adevăr, foarte mulți traderi au pus accent pe întărire, dar de fapt a fost o depreciere. Și traderii de-abia acum au închis tranzacțiile acestea. Dar asta pe dânsul și nu, eu am încurcat că îi deschidă tranzacția adăugătoare să fac profit. Să-și mărească depozitele și să ajungă la scopul lor.
se întâmplă aici? Toți schiți tranzacții adăugător, adăugător, adăugător. Profitul, el crește chiar dacă ai un market negativ. Nu, și înțelegi că... Da, și tu înțelegi că de profitul ăsta, dacă ai închide lagătul ăsta în minus, nici nu te afectează. Da, s-a stopat marja? Nu. Tranzacția adăugătoare, le-a permis să schidem? Da. Numai că trebuie atunci când intră în lagăt, deci îl afectează la nivel psihologic. Pentru că el vrea să iasă din lagăt acum, la moment. A doua zi să iasă. Și se accentuează pe lagăt, nu pe... mai departe să tranzacționeze, să facă profit, dar în momentul când ești când să întoarcă înapoi piață. Atunci se uită și de sistem și de plan și de totul, tot se uită. Se axează, eu vede numai lactatul ăsta. Și încă este așa un fenomen interesant, când întrebi chiar și colegi când discutăm, întrebi, cum credeți, de ce se facă nutrologazul în timp? Și ca să înțelegeți unde are lacăt cineva, el spune, de exemplu, îl aștept în bai. E clar că îl aștept în bai, că ai vreun lacăt acolo sus. Adică cel mai des așa, de asta și analiza vă axați să o faceți desinstătător, vă accentuați anume pe ceea ce vedeți dumneavoastră pe piață, nu la părerea cuiva. Comparați cu analiza cuiva, adică cu analiza managerilor, cum doriți dumneavoastră, dar în primul rând o faceți la voastră personală, pentru că ea este cea mai bună. Nu uitați că fiecare trader tranzacționează cu depozit diferit. Fiecare trader are caracter diferit. La fel cum în viața de zi cu zi noi suntem clunici, așa și în tranzacționare. Dacă eu o să vă încerc, spre exemplu, ce vedeți voi pe piață, să analizați un grafic, toți voi o să-l vedeți diferit. Cineva tranzacționează cu 100 de mii, cineva cu 50, cineva cu 20, cineva cu 5. De asta nu poate să aibă toți trezvi aceeași strategie, aceeași viziune asupra pieței. De aceea știți că nu, voi sunteți unicii care poate să vă decidă analiza voastră. Vreți o confirmare adăugătoare? Da, se poate întreba. Da, primordial, primordial este analiza voastră. Deci, următorul punct ar fi lipsa money management-ului. Ați avut așa chestii când economisiți bani, parcă vreți strângeți, faceți un capital și intrați la dată în poziția, sunt dată în magazin și vă apucați de cumpărat. Iată, exact același lucru este cu lipsa money management-ului. Parcă noi ne străduim să ne ținem de oricare schemă, de o strategie, dar când vedem că piața s-a pornit, noi gata, mărim volumul, sau deschidem prea multe tranzacții, sau, adică nu avem o sistemă, iarăși ne întoarcem la sistemă. De aceea și lipsa money management-ului duce la pierdere, pentru că noi nu cunoaștem, cei care nu cunosc, sigur. Dacă nu cunoști când să intri pe piață, cu ce volum, când îl mărești, când îl micșorezi, asta este un minus mare. Deci asta este o greșeală. De asta trebuie de lucrat la money management, adică făcând planul, trebuie să știți cu ce volum tranzacționați, cu ce instrument, pentru că pe diferite instrumente, clar, în dependență de depozit, tranzacționați cu volum diferit. Adică dacă dumneavoastră tranzacționați de obicei cu un lot, de exemplu, valută, e clar că natural gas un pic îl micșorați, pentru că e altă volatilitate. Asta și este un money management. El trebuie să fie. Asta este important. Cine dintre voi tranzacționați pe S&P? Opa! Când era jos, tranzacționam. Când era ce? Jos. Piața jos. Așa? Tranzacționam. Sau de când s-au mărit la un lot, volumul minim, de atunci nu tranzacționam. De regulă, practică, 80% ridică mai sus, tranzacționează pe S&P. Iată, dacă să vorbim de money management, la mine un trader vine, mai că nu speria, dar în tonus, cu emoții. Iată, știți, eu sunt în grupa aceea cu traderii începători, unde sunt toți feriat. Și eu tranzacționez liniștit pe cotațiile valutare, mai intru câteodată pe natural gas, pe VTI. Și acolo toți vorbesc de S&P. Și eu evident că vreau și eu să intru pe instrumentul ăsta, dar mie depozitul nu îmi permite. Dar eu am intrat, pentru că toți vorbesc de S&P, am intrat și am luat un minus. Pentru că el nu i-a adoptat după... depozitul lui, iată, deci el a intrat, a văzut că acolo a ținut tranzacția, marjă mare, spread-ul mare, i-am intrat cu volum destul de mare, respectiv s-a speriat și din cauza aceasta el a închis tranzacția în minus. De ce? Atunci când eu deschid tranzacții, neapărat
faci o analiză la instrumentul pe care voi tindeți să-l tranzacționați și intrați cu volumul care vă permite depozitul. Cine dintre voi are tranzacționează pe instrumente volatile, dar depozitul nu-i permite. Toți se conduc după sistem, chiar nu cred. Nimeni nu tranzacționează riscant, toți. Atunci ar trebui să fiți în profit. Sunteți în profit, da? Nu, faci și să-ți încroșesc că Steph nu pierde, nu-l scundești cu tot folosul ăsta. Eu la început am dat gold și am înțeles instrumentul și ținut gold. Nu zic eu rog pentru mine și de atunci... Iată ce îmi recomandă la... Și jumătate de loc pe petrol sau ca. De regulă, traderul, dacă intru pe un instrument mai volatil, gata, el uită de instrumentele mai rege. Eu am avut caz, poate că toți cunoașteți traderul care îndeplinește loturile, parteneriatele cu viteza luminii. El îmi spune că niciodată în viață nu va tranzacționa pe cotațiile valutare de bază. Zic, dar de ce? Uitați-vă, traderii fac profit pe aceste instrumente, ele sunt mai lente, dar ușor iei careva decizii. Acum e interesant! Eu tranzacționez pe instrumente, cotațiile exotice. Iată, acolo, da, interesant, pentru că acolo poți face scalping, acolo poți intri cu volum mare, dar cotațiile de bază nu... Nu e interesant. Dar, evident, nu e adrenalină. Cum la noi spunea un curator, dacă vrei adrenalină, fie te duci să ai de pe, la rezina de pe podul celălalt, sau intri în tranzacții cu volum mare pe instrumente volatile și poftim slăbiți cu 3 kg în 5 minute. Vreți să simțiți astfel de emoții? Poftim! Vreți o tranzacționare sănătoasă, stabilă? Atunci, evident că intrați cu volumul care vă cere depozit. De ce noi își recomandăm, de fapt, traderilor la pregătiri, la curs, să încerci să intri toate instrumentele ca să vedeți diferența. Pentru că să nu încercați să intrați deja cu contul dumneavoastră real, să probați S&P-ul sau CAC 40 sau nu știu ce acolo mai intrați. Dar anume la partea practică, adică la curs, intrați, probați, vedeți diferența, pentru că diferența ea este și ea se simte. Și știind cu ce depozit tindeți tranzacționați, deja adaptați. Adică dacă v-ați prins cu 100 de mii de la curs tranzacționați pe Bitcoin sau pe ceva acolo, încă eu am avut, adică am un trader care a pierdut 100 de mii pe Bitcoin cu lumânarea aceea, cu umbra aceea care a fost zilele trecute. Poftim? Și eu știu. Doar demo. Adică... La următoare, da. Da. Pereau sau pe demo? Cunoașteți? Pe demo? Da, eu mă gândeam atunci la real și eu pățet. Dar putea să fie pereau cu profit? Liber. Da. Dar eu cunosc un trader care a făcut profit. Care a făcut profit pe această mișcare, pe lunarea aceasta. Numai că atunci, pe profit, nu era, era plasat nu atât cu talul... Da, nici n-am fi logic să-l păsesc acolo. Da, pentru că tu nu poți ști, reala sau poți fi neașteptate. Și poți mă întrebi, stop. Ei, dar n-ai cum să știi chestiile astea. Și a rămas fixat profitul în istorie sau istorie? Da, sigur. El s-a închis tranzacția în take profit. Foarte repede. El a deschis... Pentru că a făcut umbră aceea în vreo 2 minute și s-a întors înapoi. Adică... El nu mai deschide tranzacția, plasează take profit și zici că a mers să-și facă un ceai, cafea, nu mai știu. Și când se întoarce, nu înțelegi de ce s-a închis tranzacția, de ce nu e tranzacția, când se uită de aia în take profit. El nu s-a așteptat. Evident că asta a fost... Evident că el a făcut analiză, nu a fost la noroc. Dar norocul a fost și a închis foarte repede. Dar mai sunt cineva care a făcut profit pe asta? Ei, pe demo, vreau! Următorul chapter, că e încheierea tranzacțiilor înainte de take profit, asta e exact ca și atletul acela care încă nu a ajuns la finish, dar e aproape de finish, încă nu a ajuns, dar demo e gata, el nu ierte, s-a liniștit, și el nu vrește altcineva. Câți cazuri de acestea sunt într-adevăr? Când te bucuri înainte de timp? Spre exemplu, dacă faci o analiză, bază trebuie să-ți zicem să o zași și tu vezi că nu a atins, nu a renuit nivelul vârful, da? Parcă ți-ntoarce înapoi, ok. Vezi că întoarce înapoi. Chiți tranzacția, n-ai să aștept să am să treacă și nu. Da, dar ideea aici este că sunt mulți traderi care, din frică,
Marie desenchide tranzacția, e puțin de-aia mea, adică este, este gândirea asta. Eu să nu înțelegi și da. Da, cine îți dă $100, dar cine îți dă $500? Dar că dar potențialul tranzacției este de 500, de 1000, 1500? De fapt, ca să, e mai greu aici să găsești semnalul de intrare pe piață. Adică atunci când, într-adevăr, iată, eu am prins impulsul. Și când tu înțelegi că impulsul dat are un 300 de puncte, dar eu am închis tranzacția la 50 de puncte și tu vezi cum prețul crește, oare nu te doare sufletul? Dacă planul tău era să iei 50 de puncte... Nu, clar, sigur. Da, tu ești mulțumit, tu nici nu te-ai așteptat la mai mult. Dar dacă tu, de fapt, te-ai așteptat la un impuls de 300 de puncte, dar tu ai închis repede tranzacția pentru că a fost o lumânare contra. Și din cauza lumânare te-ai speriat. Da, noi vorbim de, de take profit raționale, adică noi nu vorbim de take profit acolo, wow, adică take profit normale care sunt în conformitate cu stop loss-urile și depinde și de instrumente pe care tranzacționai. Dar anume graba asta, să închizi mai repede tranzacția, cum cumva să duci în minus sau cu ideea că merge piața un pic împotrivă și face o umbră, asta e greșit, pentru că dumneavoastră înseamnă că stați prea mult în fața calculatorului. Dar să închizi aproape take profit pentru că vezi că piața, de exemplu, nu mai are putere să crească, asta e, asta e normal. Asta e corect. Eu aici îți vă spun un secret. Cine dintre voi folosește parabolic? Parabolic sa. Ok, văd că folosesc, practic nu mai vedem, dar restul. De ce noi nu folosim parabolic? Eu nu l-am folosit niciodată, numai la gemă. Ok, și ce dă parabolica? Adică noi am încercat, dar eu n-am văzut, eu alți indicatori care uite ei cumva. Iată, știți, este așa moment, am avut caz când persoana vine la interviu să află despre domeniul dat. Și el ajunge, intră pe ușă, într-un fel, давайте, удивите меня. Aici, de fapt, ce oferă parabolicul, el vă permite ca voi să nu închideți tranzacția înainte de timp, ca voi să nu vă speriați. Ce se întâmplă? Vă spun. Ce instrumente lucrează mai bine? Poftim? Sau nu contează? Care instrumente? Da. Nu contează. Așa. Deci, noi avem impulsul, da? Dar impulsul noi cunoaștem, că nu-i dintr-o lumânare de 1000 de puncte, nu? Toți noi am vrea să fie așa, ai deschis tranzacții și a brusc s-a făcut 1000 de puncte. Însă, viața e luptă, nu uitați de asta. Respectiv, prețul un pic cade, după care iarăși crește, iarăși un pic cade, iarăși crește. Și trebuie drunchiat de la prima cădere cu gândul, gata, prețul nu o să mai crească. Ce faci aici? Închide repede tranzacția. Respectiv, prețul a ajuns exact acolo unde trebuia să ajungă, după analiză. Acum, cu ajutor la parabolic, noi ce putem să facem? Noi, momentele date, le excludem. Adică, atâta timp cât punctulețele se formează sub lumânări, prețul nou ne arată că o să crească. Când este semnal că deja tinde să fie o corecție mai adâncă, trebuie eu să-mi închid poziția de cumpărare. Cine cunoaște? Când apare primul punct în cealaltă direcție. Primul punct? Al treilea punct. Când apare al treilea punct? Dacă aici mi-a apărut un punct, eu închid tranzacția de cumpărare. Nu. Dacă apare al doilea, eu închid tranzacția de cumpărare. Nu, eu încă nu închid, pentru că ce se întâmplă? O mică corecție, după care prețul iarăși tinde să crească. Numai dacă apare al treilea punctuleț, numai atunci eu voi închide poziția de cumpărare. Sau, în general, folosesc placă pozitiv. Corecție, deci, sell, după care iarăși, buy. Pot așa? Da. E clar pentru ce noi folosim parabolic. Iată știți. Nu facem analiza tranzacțiilor. Cât de dimineață fac analiza tranzacțiilor? Da. Care nu fac sau care fac? Nu, nu fac. Care nu fac? De regulă noi facem analiza la tranzacțiile care s-au închis în stop loss. Da? Asta e statistică. Asta foarte mult contează. E ca o
ca un mentalier, atât când mi-ați vedeți un magazin sau un birou sau nu, ceva vindeți acolo. Fără inventariere, cum duceți contul la ceea ce v-a mai rămas sau ce trebuie să mai adăugați sau ce trebuie să schimbați sau ce se vinde, ce nu se vinde. Exact așa și în tranzacționare. Dumneavoastră nu o să vă puteți găsi greșeala, chiar dacă înțelegeți că eu intru greșit pe piață. Până nu analizați concret, nu vă uitați la grafic, unde ați greșit, cât de târziu ați intrat, după cine vă conduce sau cine vă ajunge, doar atunci înțelegeți la ce trebuie să mai lucrați. Adică, în genere, tot ce se face pe foaie, ce scrie pe foaie, ce se face analiza real, nu pur și simplu așa ne gândim și am înțeles. Nu, tot ce scrie, tot ce vedeți, asta se prelucrează la noi în creier, adică asta mult contează. Directul 3 de la partea practică este să linivesc scrie. Asta am observat la foarte mulți. După care finisează partea practică, își deschid depozite, își deschid afaceri, nu contează clienții cum vreți, depozit cu contul afacerii, respectiv apar careva întrebări. Uit cum îți plasează ordinea mânării, uit de cashback-uri, uit de analiză tranzacțiilor și nu știu mai ce. Asta și ne face ca noi să ne pierdem un pic încrederea în noi. După care căutăm, începem să căutăm pe internet informații. Cât mai multă informație, pentru că noi nu suntem încrezuți. Dar de ce? Pentru că n-am notat. Eu am avut caz când persoana a venit la deschiderea depozitului cu caietelul. Spuneți-mi, vă rog frumos, încă o dată, pentru că eu la partea practică nu am fost atent. Era orele 6 și eu fie mă gândeam la plăcintele de acasă, fie mă gândeam cum mai repede să ajung. Pentru că nu am preconizat că pe viitor să-mi deschid afaceri. Eu am venit pentru angajare. Mie asta nu-mi trebuie. Asta foarte des se întâmplă. Deci eu vă recomand. De fapt, aici deja toți au finisat partea practică. Am vrut un pic să iau pe cei care sunt la practică, dar ok. Asta vă puteți să recomandați prietenilor care acum trec partea practică. Orice informație care este benefică, neapărat trebuie denotat. Și analiza tranzacțiilor. De ce noi trebuie, mai ales pentru prima perioadă, să notăm în caietele? Ați notat după prima săptămână, după a doua săptămână, după a treia săptămână, cine o face în formă de tabel? Ok, așa. Bun, tabel Excel. Voi când Excel o faceți? Am istoric tot timp și fac și poze. Excel, direcție, intrare, ieșire, câte puncte s-au mai dus după ce eu am ieșit, adică dacă așa. Așa. Și comentarii. Și după asta mai fac screenshot. Uh-huh. Și cu săgeți, de unde vine trendul, de unde scriu comentarii, de ce s-o, adică depinde de și dacă mai tranzacția ok, mai puțini, dacă vreți pot să vă arăt cum fac. Sau dacă, adică o mers, eu analizez grafic ce s-a întâmplat, ce n-am observat, unde și n-am luat în cap, de exemplu, pot să văd că, stai că aici au fost, de exemplu, pe GBP și pe ei luni, au căzut și după asta au fost o creștere bruscă. Chiar dacă au fost nu știu ce noutate, acolo se vede foarte clar că o să fie înapoi impuls, pentru că lumânările în H1 sunt sus și tot sunt mai mici, mai mici, mai mici și acolo se vorbesc practic într-un punct. Mhm, presul nu mai are pliere. Adică, cum, de fapt, se formează o acumulare de impuls. Și eu n-am fost atent la chestia asta și am deschis cel acolo. Era nivel tot. Adică eu am luat ca respingere. Și când a doua ți-am atrezit, am înțeles. Bun, eu s-a dus, s-a întors, am ieșit și am făcut analiza. Și la sfârșit săptămână sau în timp săptămână, fac screenshot. Și automatiță. Și în salvez, adică în fiecare... Și asta vă ajută sistemul ăsta. Adică simțiți o... Puteți... Și azi chiar am făcut analiză un coleg care e la practică. Și l-a făcut și voi, uite așa, par, deși... Vă puteți figurile le observ așa, îmi dau seama mai ușor, că văd figură. Și ești și cumva rupt de piață. Ești numai tot cu screenshot, nu sunt mai nici mică. Și puteți observați că analiza voastră, tot lista de greșeli devine mai micuță și mai micuță. Pentru că voi lucrați la auto-evaluare, dar asta e cel mai greu. Cine iubește să lucrezi cu dânsul? Cel mai greu când mai ies când fac loturi și când am câte luni 14 tranzacții. Sau sunt săptămâni câte... poți 40-50, atunci e greu de făcut analiză. Și
ce greșeli s-au corectat după urma analizei? Nu ies așa din puțin, sunt mai răbdător, aștept, dar așa azi când mi-am mai scris, că tot n-am ajuns la, trebuie să mai aștept 5 minute. Deci, când vrei să intri în piață, eu așa, așa mi-am dat seama pentru mine, când vreau să intru în piață, mai ales după eu folosesc o una din metodele de sistemă, când este o creștere foarte bruscă, da, și dacă am nivel, eu să vă recomand, dar eu practică. Cu bullinger bands în 5 minute, dacă este... Pentru că este efectul de pruzină. El dacă a crezut brusc în jos, neapărat o să crească în sus. Iată, astăzi în trader exact pe Ripple. Ce transunează pe Ripple? Așa, a fost o cădere bruscă, bruscă în jos. Și de aici respinge și el ce face? Repede deschide bani. Și face profit, iată, pe creșterea aceasta. Evident că aici e totul să chiar poate să pasez și trailing stop. După care el, oricum o să-și continuă tendința descrescătoare, dar faci profit pe această creștere. Bitcoin, nu a fost la 60.000. Adică a fost așa că de ficat, de exemplu. Nu știu ce a fost la ficat, dar mai multe bani la greu, cred. Dacă da, a fost, dar nu a fost nicio noutate. Da, nu a fost nimic, serios. Cine a făcut profit? Eu aveam un interviu și de fapt nu am văzut mișcarea aceasta. Respectiv când deschid ușa la oficiu, stătea monitorul și văd mișcarea aceasta, zic, n-am înțeles asta unde așa. Într-adevăr a fost o mișcare foarte mare. Și adică nici nu poți să zici că eu s-o ascultat discursul la bancă sau nu știu ce acolo. În primit 2 minute minus 100 de puncte. Cei care au avut poziții de vânzare au avut de profitat aici, dar iarăși, dacă au plasat, take profit, dacă nu, așa, deci. Ați auzit vorba asta, sau gluma asta, că iată, nu pot slăbesc nicicum, deja am încercat 70 diete, nu mai fac într-o zi. Iată, în tranzacționare, cu ce ați asociat asta? Ce ați fac profesor, ce mișcă acolo? Anume în timp tranzacționare, nu pe demo, nu din timp, dar anume a deschid o tranzacție și parcă vreți să ieșiți sau dintr-un lacă sau ceva și încercați și așa, și așa, și așa. Și nu spuneți. Deci, iată, anume lipsa unei strategii fixe sau nu vă țineți de o strategie, asta cam duce la multe minusuri și duce la lacăte mari, duce la stop loss-uri sau tot ce e legat de pierdere. Așa, lipsa. Cine are fixat o strategie sigură care el se conduce după dânsa? Adică o strategie sigură. Una, una. Doar una? Da, una. Dar de ce nu? Eu am trader care transunează numai după Fibonacci linear și expansie bună, atâta tot. Am trader care transunează numai după combinații de lunări, el face scalping. Trader care nu cunoaște combinații de lunări, dar vrea să fac scalping, ca să vedeți, asta e fatal. Am trader care se conduce numai după nivele, lui nu-i trebuie altceva, el știe doar de nivele. Trader care se conduce numai după ordinile amânate, transunează numai cu ordinile amânate. Atâta tot, lui nu-i trebuie nici trend, nici nivele, nimic, nimic. Dar cum poți să faci urmă? Nu fără trei. El e zic, nu e tot una. El știe că piața oricum se întoarce înapoi. Transgrează cotațiile valutare. Deci, nu pot da. Poftim? E o combinație. Eu mă folosesc foarte mult din piele. Eu creând o postă ușită la dividensul. Doar pe nivel de prioritate, combinații de lumea. Și momente psihologice, adică încerc să-mi dau seama și spune lunarea care s-a format. Sau combinația de lunare care se formează la un moment la un anumit nivel. Plus, distanța parcursului din instrument. Așa, deci cum se înțeleg, nimeni nu sunt cei care transunează numai după o singură strategie. Care? Trendurile. Doar trendurile. Nu. Trendurile și nivele. Trend și nivele. Așa. Și istorie. Așa. Vine și lumner. Și până într-un final tot. Nu, o strategie
cu ați fi o strategie fixată, pur și simplu format din mai multe componente. Da, strategia nu trebuie să fie numai trenduri sau numai nivele. Poate să fie trenduri, nivele și folosiți în Fibonacci, de exemplu, sau un oscilator și un indicator. Adică asta tot e o strategie. Pur și simplu ideea între aceea când dumneavoastră vă conduceți de obicei după trenduri, după nivele, dar mai de ce să mai puneți și un indicator, după dânsul vă conduceți. Adică anume schimbați strategia nu la momentul potrivit sau încă mai probat. Vine trader la analiza tranzacțiilor, când ați deschis calculatorul de laptop lui, ca voi să înțelegeți graficul, acolo nu se vedea. Acolo era și Fibonacci, și moving average, și parabolic, și Bollinger, și trei indicatoare jos. Asta era strașnic, real. Într-o parte arată așa, știi, eu cunosc multe indicatoare, am graficul bogat. Care e faza atunci când voi vă conduceți după multe strategii? Una îți oferă semnalul deja, una până când încă nu îți oferă, trebuie să mai aștepți, una deja ți-o arătat semnalul, una în general nu ți arată semnal de intrare pe asta, tu nu știi ce să faci, să te conduci după asta, după asta, după asta. Știți când te duci, spre exemplu, să-ți cumperi o geacă, da? Magazinul e plin, cu multe și frumoase, tu nu știi pe care să o alegi, de asta cu ochii închiși, benică și și îți alegem una. Nu, de fapt asta e glumă, evident, dar cu cât mai mult strategii voi aveți pe grafic, cu atât mai confuz sunteți. Nu să dați recomandă, ți-ai ales o strategie, dacă te conduci după ea măcar o lună, tu deja capeți încredere în această strategie. Ai venit un trader la fel la analiza tranzacțiilor și îmi spune practic că a pierdut tot depozitul. Stai un pic, hai să vedem de ce tu ai pierdut practic tot depozitul. După ce ai deschis tranzacțiile, aceasta după analiză fundamentală, asta după stochastic, asta timp de o lună, asta după moving average, asta am deschis-o după MACD, asta am deschis-o după Fibonacci, mai scurt, fiecare tranzacție deschisă după instrumente diferite. Până într-un final așa și n-am înțeles care e strategia ta pe care tu ți-ai ales-o. Dar eu n-am ales nicio strategie, eu presupun, chiar aici o să meargă Fibonacci, aici o să meargă Stochastic. Îmi place ce vreau. Da, văd ceea ce vreau să văd, mai corect așa. Din cauza la aceasta, el și-a pierdut depozitul. Știți cum mai este așa o vorbă din floare în floare? Până într-un final, tu rămâi fără nicio floare. De asta, orice strategie care noi nu o să alegem, eu oricum o să ne aduc profit. Exact ca și cu afacerea. Orice afacere îți aduce profil, numai în funcție de afacere, mai puțin sau mai mult. Așa și aici. Dacă eu mă conduc numai după trend, eu am să fac bani. Dar câți bani am să fac eu? De ce e sfatul nostru ca voi să vă lăsați la 2-3 instrumente, să le adaptați după depozitul vostru, după scopul vostru. Pentru că el tot nu se aleg, spre exemplu, am învățat stochastic, mie îmi place stochastic, după dânsul ușor. Da, dar după el te orientezi mai mult în H4, spre exemplu, sau chiar în daily. Dar eu transmit în H1. Aha, stai, înseamnă că mie trebuie alt strategie. Sau eu mă acces la volum, intru cu volum mai mare pentru profit mai micuț. Aici ce merge? Care strategie ar merge la așa scop? Care? Bollinger-ul? Încă? Fibonacci? Încă? Care? Moving average? La ghici sau cunoaștem? Nivele. Nivelele sunt perfect. Iată Fibonacci, într-adevăr, pentru sunt aceleași nivele. Și deja un indicator de trend. După Bollinger, la fel. Dar tu deja înțelegi. În funcție de scop, eu îmi depistez strategia. Riscuri prea mari, totul sau nimic. Cine risc? Cine simte cam risc când tranzacționează? Când ajungi la urmă, da, mă rog. Când deja sunteți... Când deja gata, nu mai este nicio șansă, nicio nădejde. Totul sau nimic, da? Dar de ce am ajuns la așa stare, la așa spate? Începem gata, nu s-a recazut petul, jos, n-ai mai înțeles. Dacă ați observat, noi și folosim pur și simplu cam aceeași problemă, ca nerespectarea riscurilor, pur și simplu dispersată și așa în mai multe forme, pentru că
nu știu dacă se trage de asta, dar... Cam uite ce, da, de asta și spun, formulările sunt din diferite și cam din diferite ragursuri, parcă ne uităm la problema asta. Pentru că, în genere, creierul la om e așa construit, noi putem să înțelegem, să auzim aceeași informații, de exemplu, dacă auzim de mai multe ori, luăm chestiile astea, pur și simplu, diferit, sau înțelegem când ne-am uitat deja a cincea oară un film, sau observăm ceva nou. De asta și noi folosim, iată, mai multe formulări în, cam la aceeași problemă. Pentru că cea mai mare problemă, de fapt, la trader este nerespectarea riscurilor. Asta e. Da, noi putea spune, pur și simplu, voi vă faceți profit din cauza că voi nu respectați riscurile. Gata. Mația plasă a terminat, vă duceți acasă și voi stați și vă gândiți ce înseamnă asta? Cum eu nu respect? Dacă parcă plus minus eu respect ca tare, dar iau stop-loss-ul. Și iată de aici voi, știți, eu vreau să ajung la un scop. Scopul meu, spre exemplu, e 1 milion. Eu nu mă axez îndată la 1 milion din a doua lună. Eu scopul ăsta îl împart în obiective mai micuțe. Astfel eu înțeleg și e mai ușor să le ating. La fel și aici, noi avem o greșeală mare care o... Practic toți, o îndeplinesc toți, dar această greșeală ea trebuie despărțită în mai multe greșeli mai micuțe. Și încet șor, încet șor, noi deja nu le vom mai comite pe viitor. Deci următoarea problemă și greșeală serioasă e tranzacționarea în timpul instabilității emoționale. Asta se are în idee și atunci când e încertat cu iubitul, cu soțul, cu părinții, nu știu, sau am avut noti camurele la școală, sau nu știu, nu avem dispoziții, sau suntem nervoși. Deci tranzacționarea este așa un domeniu și așa o ocupație care necesită minte clară și minte rece. Pentru că când suntem stabili emoțional, noi facem decizii corecte, luăm decizii corecte, facem o analiză mai clară și mai bună. Când suntem așa instabili emoțional, noi suntem foarte subiectivi, nu suntem obiectivi. Ne luăm și ne lăsăm conduși după de emoții, de stările noastre, mi se pare că acum taman am nevoie de nu știu, ceva să-mi cumpăr, așa că este un moment de intrare pe asta, dar momentul acela poate nu-i bun, pentru că am făcut analiză corectă. Adică, tindem să facem, să tranzacționăm și să intrăm pe piață atunci când suntem liniștiți, când simțim că iată nu suntem productivi. Dimineața, de obicei, ne trezim, facem o analiză a pieței, facem prognoze și deja ne orientăm. Nu știu, de asta și este nevoie, iată, numai de sistem. Să avem un regim, chiar și în tranzacționare. La mine un trader a venit când și-a deschis depozitul, mi-a spus, luna viitoare vreau să-mi cumpăr mașină. Indiferent de situație, luna viitoare vreau să-mi cumpăr mașină. Ok, depozitul nu era micuț, depozit destul de... care într-adevăr îi permitea, dacă el se axa după risc mai mare, și dacă el avea să-și cumpere o mașină. Ce face el? Eu am intrat de... Mașinile sunt destul de mici. Mașinile tot sunt diferite. Nu? După depozitul lui, el avea să-și cumpere mașina aceea care el s-a preconizat. Deja nu mai spun care era suma, care mașină. Deci, ce face el? El intră pe tranzacție, pe corecții, ia careva stop-loss-uri, respectiv, când s-au trezit dimineața, tranzacțiile lui erau închise în stop-loss. Practic tot profit, asta a fost în jurul la 2 săptămâni de când el tranzacționa, jumătate din profitul lui în minus. Bine că nu din depozit, numai din profit. Aici, în stare de panică, eu n-am să-mi cumpăr mașină, dar eu am vrut la final de lună. Și ce faci el? Repede privești market discussion, nici nu privești tot, el așa și mi-a spus. Repede am intrat, am văzut acolo cineva vorbește, eu făcut, nici nu reușesc să fac analiză. Deschide iarăși atâtea tranzacții, toate care s-au închis în stop-loss. El avea 5 închise în stop-loss, el deschide încă o dată 5. Toate cu volum încă mai mare, să-și întoarcă încă și mai repede tot ce-a pierdut. Respectiv, acest tranzacție a început cu super minus. Aici el iarăși în stare de panic, deja nu mai știe ce să facă, închide tot și închide toate tranzacțiile în minus, deja s-a dus în minus chiar și din profit, din depozitul lui, da. Vine la oficiu, speriat, supărat că eu n-am să-mi cumpăr mașină, dar eu așa de tare am vrut. Iată ce înseamnă atunci când tu ești în stare de afect. Eu prea tare s-a anexat că scop. Da, da, într-adevăr. Eu deja vedea mașina și simțeam mașina, mergi. Vizualizam prea real. În cazul ăsta, era pur și simplu de ajuns ca
el să se oprească. Te oprești, te relaxezi. O zi poate nu intri deloc pe piață, după care iarăși începi să faci o analiză, o prognoză și începi să tranzacționezi. Volum mai micuț, dar treptat, încet și ori, tu ajungi iarăși la obiectivul care ți l-ai pus. De regulă, fiecare dintre noi atunci când ia minus este în afectul ăsta. El vrea repede să-și întoarcă minusul înapoi. Dorința de a face totul deodată, adică de a recupera minusul repujor. Dacă a luat amul, iau un minus, așteptăm să înceapă impulsul și tot pe acest instrument, în aceeași zi, așteptăm momentul și întreabă pe ați și mai luăm un minus. Adică asta e exact același lucru ca și cum noi ne-am pregătit de examen, noi știm cum e examenul și ne apucăm în ultima noapte să învățăm și ne pregătim de examen. Iată exact același lucru, a luat un minus și încercăm repujor să-l recuperăm. Și încă și cu volum mai mare. Mai este un moment că cel în ajun de anul nu se îngrașă, da, dar măcar este tot. Cam aceeași situație și aici. Dacă să vorbim de totul odată, cât procent, cine dintre voi a făcut extragere? Opa! Eu sunt la bărții. Aha, încă îndeplinesc parteneriat. Așa, presupun majoritatea dintre voi are parteneriat. Și majoritatea dintre voi are scop. Atunci când traderul își deschide propriul depozit cont, iarăși afacerii, ea în primul rând se axează la un venit stabil. Respectiv, dacă noi percepem în momentul dat că avea afacere, eu știu că până nu ajung la scopul meu, spre exemplu VIP. Cine vrea să ajungă VIP? Da, via VIP aici. N-avem încă. O să avem. O acasă, cu numără bani. Până eu... Până eu nu ajung VIP, eu nu fac extragere. Acum, mai sunt acei care, el oricum vrea să ajungă, are un scop, dar pe lângă aceasta el mai face și extragere. Care-i procentul care se recomandă ca noi să facem extragere? 10-15%. Cât? 10-15%. 10-15%. Încă idei? 10. 10%. Din depozit sau din profit? Din profit. Așa. Acum traderul când vede că a mărit depozitul nu practic 100% chiar din luna viitoare, ce face el? Face extrageri, nu 10% cum se recomandă de fapt, dar de ce se recomandă 10? Haideți să-mi spuneți voi. Deci crește. Așa, crește depozit. Pe voi asta nu vă afectează la nivel psihologic. Atunci când traderul face o extragere, spre exemplu, de 40%, de 50%, de 60%, ce se întâmplă aici? Este un gol. Respectiv, noi golul ăsta trebuie cumva să-l acoperim. Exact când s-a furat leagul în 2015. Ce am făcut să fac aici? Cumva să acopere golul ăsta din buget statului. Așa și aici, traderul vrea repede, acum, la moment, să tranzacționeze înapoi cu 30.000, spre exemplu, dar nu cu 20. Și deschide tranzacții exact așa, ca și cum ar tranzacționa cu 30. Păi, dar... de asta el vrea să acum repede să recupereze. Pur și simplu, deja el s-a adaptat la suma asta, de care s-a depins, tranzacționează, că așa sunt. Opte extrageri și... Când e 10-15%, el nu simte. Și el într-adevăr tranzacționează așa cum și-a tranzacționat. Dar când este un procentaj mai mare, el prea foarte repede, de fapt, să-și acopere și minusul. Și atunci intră pe instrumente cum ar fi CAC 40, S&P, sau mărește volumul. Eu am avut caz concret. Traderul din a doua lună și-a mărit depozitul cu 100%. Dar el tranzacționa pe cotațiile valutare și pe Brent. Brent și VTI. Transunat cu un lot. Să vedeți cât e perfect. La 3 take profit-uri mai luași cât un stop loss. El cu take profit stop loss. Cum a ajuns la 100%, a făcut extragere 50% din profit și a început tot așa, numai că. Așa el mi-a spune. Am început tot așa, numai că am început și pe CAC 40. Am început și pe S&P, am început să mai intru și pe Bitcoin, dar mai criptomonede. Pe criptomonede, Bitcoin. Mai micuțe, pe Ripple, pe Dogecoin. Și iată, de acolo s-au început lacătele. Traderul ăsta a stat în lacăt practic vreo 4-5 luni.
meu tot nu putea ieși, pentru că la nivel psihologic el deja era afectat, el nu înțelegea cum e prima lună atât de bine mi-a mers, eu am tranzacționat, eu am fost în profit și aici, atunci când ești de la euforie până la depresie, e o verdeață. De ce aș se recomand atunci când eu mai iau niște take profituri, îl luați specialul în stop-loss, să vă mai țină cu picioarele pe pământ. Și el singur îmi spune, iată, dacă eu făceam extrageri 10 sau 15%, eu n-am așa să mă comport pe piață. Acum el iarăși e în profit. Ca să încheiem tot și istoria cu... Ce tranzacționează acum? Poftim? Ce tranzacționează acum? Pe natural gas pe petrol. Asta tot. Rostul, gata, pe domn scotații valutare nu-l interesează, acolo greu, 50 de puncte ți le face greu, măcar că nu sunt de acord, dar ia pe natural gas, pe petrol, ăsta e greu. Dar nu intri pe, cac 40, pe S&P. Ce este foarte important, noi să ținem minte în tranzacționare, că mereu există ziua de mâine. Dacă noi am luat un minus, am făcut o greșeală, noi trebuie să ținem minte că există ziua de mâine. Pentru că mâine piața o să fie, dar dacă noi o să facem ceva la grabă și la nerv, noi nu o să mai fim pe piață. Adică asta este important. Noi trebuie să ținem cont de ce e că există ziua de mâine, noi trebuie să ținem cont de ce trebuie să fim stabili emoțional, nu să fim nervoși și repede vrem să recuperăm și să fim rezervați. Pentru că noi o să avem timp să recuperăm dacă o să avem depozit și dacă o să avem strategii și o să ne conducem de business plan. Dar dacă noi să facem acum ceva la emoții, mâine piața o să fie, depozit nu o să fie și noi nu o să fim pe piață. Trebuie de înțeles într-un moment că nu noi conducem cu piața. Piața, practic, în oarecare măsură ne conduce pe noi. Dar noi trebuie să... Ne arată direcția, piața nu ne arată direcția și noi trebuie să mergem, că ne conduce. Noi trebuie să știm cum să ne conformăm. Eu anunț, dar am spus, riscurile care voi, noi, unii traderi, le percep ca riscuri majore, nu. De fapt, ele sunt corectate, pot fi corectate și depinde de noi. Asta e exact cum noi nu ieșim în stradă, spre exemplu, a te urca beat la volan. Facem asta? Nu, de ce? Pentru că noi știm că în cazul ăsta riscăm cu, nici nu avem, dar cu lipsă de, poate să ne-a permis, corect? Pentru totdeauna. Așa, dar de ce în trading? Noi ne permitem să intrăm cu volum mai mare, noi ne permitem să intrăm pe corecție, noi ne permitem să facem greșeli. Nu dacă permite depozit. Dacă s-a pierdut depozit, deschidem altul. Da, și acolo. Deci, nu niște bani de la bancă, banca are. Doar trebuie niște. Cine așteaptă confirmare când intri în tranzacție? Adică, înainte să intri în tranzacție, mereu să aduci de confirmare. Iată aici sau ați văzut o figură, s-au format o figură de schimb, în format, de exemplu, vârf dublu, aproape, de aici ați intrat în să... Faceți așa? Confirmare. Câteodată așteptarea la prea la confirmare mai sigur și mai sigur vă scăpați impulsul. Da, noi exagerăm cu confirmare. Asta e exact așa cum noi încă noi verde, dar noi de-am ne-am pornit, adică... S-a făcut galbă și... Noi știm că o să facă gărit după asta. Da. La semafor așa. Nu știm să vină și o mașină vină. Asta e. Majoritatea traderilor, într-adevăr, intră fără confirmare. S-a format sau se formează o lumânare, spre exemplu, albă, gata, trebuie de cumpărat, neapărat prețul o să crească, nici nu așteptăm finisarea lumânării, dar când este confirmare, că într-adevăr ea o să fie albă? Când se închide ora, numai că noi nu știu de ce uităm de faptul ăsta și noi, de fapt, foarte simplu, într-adevăr, câte cazuri de astea vin traderii și povestesc. Spre exemplu, el deschide poziții de cumpărare pentru că aici o lumânare albă, fiernică, da? Ora nu este finisată, însă, practic, este final de impuls și până se finisează ora, la voi baiul deschis și aici brusc vă las o umbră și se închide ca stea căzătoare și încă o lumânare de sell de aici, poziții de vânzare. Și traderul vine și nu înțelegi de ce așa s-a întâmplat. Noi aici am așteptat confirmarea. Nu, evident, pentru că dacă el avea să aștepte măcar final de oră, el nu avea să comită această greșeală. Și chiar și cu stohastic, cine folosește stohastic acolo, tot e nevoie de confirmare, nu? Da. Pentru că mulți deschid
tranzacția când văd deja se întoarce, cam aproape străbat nivel 20, de exemplu, ca să întreb bani. Poate nici nu străbat? Da, poate nici nu străbat, dar el are așa obicei, spate se întoarcă înapoi și da, spăchină acolo. Dar el face acolo trendul și aia. Ei, dar în trend, sunt 10-15 puncte de aici, mă, aghiar de să-l ridic. În tot trebuie să așteptăm confirmare. Asta este o siguranță suplimentară. Deci, ce-ți ne grăbim, noi să intrăm în tranzacție, dacă mai așteptăm un pic și suntem okay. Mai siguri. Sunt întors toate coișiți pe care cu din nivelul 8 și cu două lumânări albite la nivel și oricum sunt tot. Deci chiar ai avut confirmare, dar au făcut așa o corecție mai lungă. Trebuie să așteptăm confirmare. Mai facem cu minim sau maxim, după care oricum își continuă acolo el o preconizați grea. Dar mă vezi mult în jos. Este cel mai interesant că în zona asta de supravânzare, când se află prețul ăsta aici, cel mai activ se mișcă el aici. Nu când cade în sus, în jos, dar numai când stă în zona asta, apoi scade și scade și scade și noi te așteptăm înapoi să se întoarcă. Adică, anume în zona asta, prețul cele mai puternice mișcări face. De ce noi nu trebuie să ne grăbim? Așteptăm concret. Mare, că e o străbătut, jos în sus, nivel 20. Așa am tot. Următorul. Intrarea prea târzie. Cine aleargă în urma trenului? Cine întârzie? Așa că-ți gărindești la urmă. Eu tot complet vreau. No, asta e ceva normal să greșiți pe ori, adică e problema când știți cât de-a mai târziu, dar când disperați, dacă vă simți și poate un pic, mai ales dacă intrați cu volum mare, poate un pic să-ți fac ceva punct și să-ți fac profit. Să-ți ghidrezi tranzacții. Iată, știți, anume dacă vorbim de toate aceste greșeli, sunt unii traderi care ei nu realizează că este de fapt sunt greșeli. A, chiar și intrarea prea târziu. Nu? Și ce dacă eu am intrat, spre exemplu, impulsul, el practic deja tinde să fie finisat, eu am intrat aici. Nu? Și ce? Piața oricum o să crească. Dar de aici el ia un stop loss și el nu a realizat că asta a fost o greșeală. Dar nu e mare tentația asta, când vedeți, asta e dispoziție de cumpărare, când vedeți activul, lunele, creștere. Ce nu vreți să intre în tranzacție? Tu îți vorbi să intre în tranzacție. Și asta e greșeală, de fapt, mai mult a traderilor începători. Pentru că sunt mai conduși de emoții. Iată, știți ce se întâmplă aici? Prețul începe să crească și traderul ce face? Aha, este impuls, spre exemplu. El intră aici cu un lot, presupunem, în bani. Pentru că nu e atât de încrezut. Parcă e semnal, dar parcă nu e semnal. Dar o să crească mult, dar nu o să crească mult. El e cu lot, după care prețul tinde să crească, el ce face? Aha, stai, analiza mea e corectă, eu totuși sunt un trader care poate tranzacționa, eu găsesc semnale bune, respectiv aici intră iarăși în buy, numai că cu două loturi, încredere deja crește, după care iarăși prețul urcă în sus, voi ce faci aici? Intrăm cu? Nimic, 100% plus. Eu aș trebui cu volum mai mic, dar traderul ce? Aici crederea încă e mai mare, el deschide tranzacția deja cu 3 loturi, vai. Încă un pic, piața mai are rezerve, încă un pic, iar aici poate să mai deschidă sau deja nu mai deschide încă o tranzacție deja cu 4 loturi, prețul crește și acolo mi-e stohastic, mi-era chiar încă o să crească. Și de aici, brusc, poate plasează, stai profit, nu plasează, o lumânare de înghițire care vă înghițit toate pozițiile astea, sau măcar poate fi numai aici asta cu 4 și cu 3 și vă a stupat tot profitul care l-ați făcut până acum. Și minus mult. Poate chiar tranzacția e și în minus. Care e greșeala în cazul ăsta? Loturile trebuie să fie invers. Ar trebui loturile de fapt să fie invers, numai că aici nu este încrederea. Aici parcă îți pare, dar dacă piața o să meargă invers, dar dacă nu știu mai ce. Iată, discutând cu managerul meu, la care eu am trecut pregătirea, eu tot veneam, când veneam la analiza tranzacțiilor, spuneam, dar dacă eu am deschid aici și la mine o să activeze nu știu mai ce, dar dacă eu vă spun buy stop, sell stop și eu o să activez ambele. Știți ce spune consultantul în cauză? Dacă tu o să folosești da dacă într-una, profit niciodată nu o să faci. Exclude cuvântul da dacă. Este mișcare, intră în buy, în sus, spre exemplu, este pentru sell, a intrat în sell, fără niciun fel de dadacă.
dubiile acestea vă... Dacă vreau să mă acasă. Poftim? Dacă la grădiniță. Dubiile acestea își fac ca să ne oferă mie încredere în noi. Știi, e semnal, gata, bai. O să meargă. Mai devreme sau mai târziu o să meargă. Nu, mă, mă, mă. Dar mai face doar analiză. Nu știu ce e greșit. Așa. Mai bine intri cu asigurare, dar intri pe piață. Fără sentimentul ăsta. Da, da. Prea multe tranzacții concomitent. Iată dumneavoastră, cum credeți? Mai bine scrieți o grămadă tranzacții cu volum mic, pe care să nu aveți timp să gestionați și trebuie să dați cu mouse-ul în sus, în jos, ca să... Intrați pe una, intrați pe alta, pe urmă, cum... Sau măriți volumul și mai puțin tranzacții. Noi avem așa un caz cu o persoană care are cont VIP și a deschis, în loc deschidă cu volum mai mare, tranzacții mai puține. A deschis cu volum mic, dar vreo 50 de tranzacții, vreo 60 de tranzacții, nici nu ți-e minte câte o deschis. Ca să te scoată la cap, trebuia să stai cu mouse acolo și să stai în sus, în jos. Cum? Adică... Păi asta n-ai cum să gestionezi, adică nu ai cum să te uiți la piață și să urmărești toate tranzacțiile astea. Să știți exact o persoană care s-a pus, are mult de lucru în ziua aceea, da? Și el începe să facă toate treburile odată. Ce se întâmplă aici? Le faci toate, dar nu calitativ. Așa și aici, tu ai deschis, spre exemplu, 50 tranzacții, 100 tranzacții, piața fluctuează și noi nu reușim, care se închide stop loss, care poate să cumva se activează order. Dacă încă ne-ai plăsat totul, dacă nu ne-ai plăsat. De aceea, în funcție de depozit, vă străduiți că tranzacțiile să fie calculate. Mereu trebuie să includeți faptul că o tranzacție poate ducă în minus, spre exemplu. Pentru că orice tranzacție pe care noi deschidem, practic, e 50 și 50. Însă, în urma unei analize, în urma unui calcul, ea deja se duce în direcția care noi am preconizat. Deci, cât mai puține, nici nu cât mai puține, important că să le reușiți, să le gestionați. Asta e foarte important. Așa, următoare. Cine este corecție în tranzacție? Asta e mai... Eu fac asociere ca intrare pe contrasens. Nu este garantat că intri pe contrasens o să faci accident. Dar e mare șansă, da? Așa e corecție. De ce se recomandă ca noi să facem analiza tranzacțiilor chiar și la cei care s-au dus în profit? Pentru că dacă odată ai scris corect și s-a mers, a doua oară poate tot, a treia oară nu e spus, nu așa un stop loss. De aceea, la toate tranzacțiile, neapărat analiza. Ieșirea târziei de piață. Ne lăcomim? Încă un pic. Încă patru mii și încă pe mașină. Precis. În cazul dat, cum ne-am putea să ne asigurăm? Cu contrazări și cu închiderea înainte de tot copii. Știți, eu am observat într-un moment cel mai... Aici mai degrabă să lucrează părtul. Cel mai greu este lupta cu tine. Atunci când tu vezi, de fapt, că piața parcă nu mai are putere, tu nu înțelegi, tu închizi, tu nu închizi, s-o mai las, nu mai las, dar duc în profit, dar n-am duc în profit, dar eu am văzut că îți fac atâta, dar de fapt tu mergi atâta. Iată, în cazul ăsta, cel mai ușor ar fi să ne asigurăm cu un stop loss pozitiv. Este posibilitate că el se ducă încă în profit. Nu foarte bine. Piața o să meargă în profit. Dacă deja gata, prețul nu mai are putere să crească sau scadă în funcție deja unde este impulsul, ai plasat stop loss pozitiv, gata, stai liniștit. Știi că dacă o să întoarcă piața înapoi, nu vreau să implică în stop loss pozitiv. Lipsa scopului. Asta e exact același lucru când v-aș dați mașină și mă duc undeva, dar nu știu unde mă duc. Adică... Unde să ajung, acolo și m-am dus. M-am pornit în Spania, n-am ajuns în Germania. Dacă v-ați pornit în Spania, ți-am dus în destinație totul. Dar când iată... Am pornit la mare. Dar la care nu? I-am păsut-o. Foarte des eu am observat că traderii parcă nu iubesc să vorbească de scop. Iată, nu înțeleg de ce este momentul ăsta. Chiar vine, spre exemplu, persoana, eu la tot, încerc să închip momentul ăsta ca să ajung la scop. Cât mai mare depozitul o să fie, cu atât mai repede noi o să facem profit, asta e evident.
Respectiv, vine, spre exemplu, persoana cu un depozit până la 10, nu, de la 10 în sus, presupune. Și eu tot vorbesc de scop, de scop, de scop și el spune, de VIP. Și el spune, dar nu vorbiți atât de mult de VIP. La mine depozitul e de micuță, nu ați vorbit de VIP. Vorbiți ceva mai real. Dar ce VIP-ul nu-i real? Dar cine auzi de bariera aceasta psihologică? Când persoana ajunge la un 30, 20 de mii și sunt trader real care au trecut prin așa moment și el nu poate depăși această barieră. De ce? Pentru că el nu se gândește la mai mult. De asta, scopul, dacă eu nu am intrat pe viață cu VIP, asta nu înseamnă că eu nu pot să ajung. Scop primordial, spre exemplu, este VIP, sau poate VIP Platinum. Depinde deja de cum noi mergem. Dar gândiți la scară largă, nu trebuie să vă speriați de sume mari, pentru că piața nu are limite. Asta doar în acel domeniu unde noi real putem să ajungem la suma viselor noastre. Totul depinde doar de noi. Nu vreau să înțelegi cum e profit și să întreține pe mine, deci noi trebuie să trăiesc. Ei, dar ce îmi trebuie mie? Dar eu și cu 5 mii transmine să fac, spre exemplu, 500 dolari pe lună, dar mie mi-aș ajunge. Pentru ca să-ți limitări, oamenii chiar... Am observat că sunt oameni care gândesc în euro, sunt oameni care gândesc în lei, în rubli, dar astea sunt niște deprinderi și niște bariere pe care noi trebuie să depășim. Dar depășim treptat, adică e clar, dacă mi-am să deschideți fond de 5 mii, nu vă gândiți o dată la VIP. Asta este într-o perspectivă, dar vă gradați și vă structurați scopul, pentru că asta este ceva normal. Tranzacționând, iată, nu știu dacă ați avut așa chestii, dar la început vă temeți să închizi tranzacția și în minus 50, nu? Pe urmă treci un pic de timp și închizi și în minus 100, minus 20, într-o mie și așa mai departe. Sau bani în gestiune. Nu, ce-mi schimbă, să-ți dați altfel un pic bani. Bani în gestiune, de start trader-ul vine, avea depozit practic mai mult de 10, el avea bani în gestiune minus 200 de dolari. Speriat, în panică, ce să fac, am minus, nu știu ce să fac. 4.000 de lei. După, mai trecut ceva timp, deja minus, el a început să facă profit, minusul lui deja creștea. Minus 500 de dolari, minus 1.000, minus 2, minus 3. Vine la analiză, avea minus 5.000. Și spun, acum, nu te afectează minusul ăsta? Ei, nu, duci la mine, acum și îți transacție de acolo, să vedeți cum îmi ideez minusul ăsta. Gata, el deja percepe altfel banii, pentru că pe circuitul, dacă să luăm de la 4 până la 11 trilioane. Ce fac eu acolo cu depozitul meu de 5.000 de dolari, spre exemplu? Cum e depozitul? Sau, eram la început de partea practică și se apropie o domnișoară și îmi spune, dar de ce dumneavoastră vorbiți așa de 20.000 de dolari, de parcă asta ar fi 20 de lei? Pentru că piața altfel se percep banii. Iată, voi în viața de zi cu zi, tot așa percepți banii ca și cum pe piață? Cei care preiau? Da. Nu, evident. Easy. Parcă mi-e dolar pe piață să nimic. Cât timp trebuie să stai în piață? Concret, iată cum eu cât stați pe piață? Cât timp? Două, trei ori. Așa. La rând, așa, două, trei ori? Nu, 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 deci asta e o greșeală, stăm prea mult timp în fața graficului. Pentru că se pierde. Cum suntem într-o cutie de parfumuri? Când începem să mirosăm prea multe parfumuri la rând, gata, noi nu înțelegem nici asta cum miroase, nici asta, nici asta. Iată așa e și cu piață. Când stăm prea mult timp pe piață, noi pierdem firul. Parcă nu înțelegem de mult. Nu înțelegem, pentru că graficile se asamănă pe care parfumuri și de-am ținut. Mai bine traderul își spune că nu vede semnale de intrare pe piață. Da. Nu văd semnale. De ce eu nu văd semnale? Are săptămână deschis 3-4 tranzacții. De ce nu ați deschis tranzacții mai multe? Dar eu nu văd semnale. Dar eu vă spun de ce voi nu le vedeți. Voi aveți frică să intrați. Voi prea mult urmăriți piața și te-ți pare deja gata. Nu înțelegi semnal aici sau nu semnal. Atunci când traderul pe demo, el încurcă și are o greșeală în gândire. De ce? Pentru că el crede că piață, când o streacă pe real, trebuie să stea într-una. 24 din 24. Asta e o greșeală majoră. Pentru că piață de ajuns, ca noi stăm o oră, se recomandă. Pe zi sau așa? O oră pe piață, pe zi, 2-3 ore iar? Pe zi. Pe zi? Da, nu mai mult de o oră. 10, că depinde cât timp vă ia analiza. Ok,
Ok, dacă ești la început de partea practică, ca să faci o analiză la un grafic, îți trebuie cât? Nu, 20-30 de minute să faci o analiză. Dar când tu deja cunoști cum să faci o analiză, când deja ai o experiență de o lună, două, trei, de ajuns, te uiți 5 minute, dar nici 5 minute și deja înțelegi, gata, aha, e că aici semnal, aici semnal, încă aici nu-i semnal, aici dacă jos fi semnal, mai bine mă asigur cu ordinea mâna, pentru confirmare. Gata, tu ai făcut o analiză, pentru ce tu stai pe piață? Dacă îmi faci scalping. Când faci scalping? Faci scalping cu ori. Știi 10 minute. Când faci scalping, aici un pic e altceva, dar iarăși, să faci și 24-24 scalping, o să ajungeți peste o săptămână, două și o spuneți, gata, domeniul ăsta nu de mine. Eu nu înțeleg ce cu mine. O, dar viața voastră o să împartă până la double case și după double case. Știi, pe toți este așa o chestie, că când ai zbor de multe ore, nu trebuie să faci așa exerciții și să privești orizontul. De la dreapta la stânga, adică să-l privești pentru că pierzi senzația asta. Când zbori, pierzi senzația asta, îți pare mult mai mic. Și ați fix așa în trading. Noi trebuie să schimbăm anturajul. Păi schimbat la frame-ul. O oră în așa, o oră în așa. Oricum schimbăm la frame-ul, dar schimbăm, mai ducem mai bine ce ai. Mai lăgăm, mai facem ce trebuie. Oră, două. Important să nu fie exces. Adică să nu vă stresați. Să fie confortabil pentru dumneavoastră. Adică să nu simțiți că gata, eu mai înțeleg. Sunt anumite perioade la care recomandați o secundă? Cum vă este comod dumneavoastră? Dacă aveți o sistemă cu dumneavoastră, vă treziți dimineața și faceți analiză, faceți dimineața analiză și deschideți tranzacții, vă plăteați și ori în așteptare și pe urmă ziua oricum e ok să urmăriți. Nu spune nimeni că dacă ai stat o oră dimineața, nu mai deschideți gata. Da, dacă nici nu cursul ziua și vezi că acolo nu o să mai... Te-am zis așa și o să gândești. Da, dar atunci, uite, când tu ai minusul ăla mare, doar e preconizat că poate fi aceasta. Da, nu, da, dar știi, sigurat. Da! E sigurat, dar oricum când ai minusul mare, am parcolești că ați ducă, dar oricum tot îți o așez cu gândul ăla. Retrăiești. Retrăiești. Iată, pentru aceasta îți recomandă ca să faci... Poți duc sus, jos și se închide fix la mijloc. Adică nu trebuie de trăit așa de tare. Și asta îți recomand să-mi dați cu mai micuț, că voi nu vă ați pierdă ce minus în gestiune. Da, și nu începeți să tranzacționați pe moment numai de asta, că aveți mai mare de volum în piață. Cine caută guru pe piață? Cine crede că pe piață există un om care știe piața la perfecție și o vede? Deci, guru pe piață nu există. Adică, dumneavoastră o să simțiți chiar și când o să aveți o experiență. Acolo, de câteva luni, independent de cât de mare interes vă dați la tranzacționare, o să vedeți că schimbă radical senzația finanțului tranzacționare și începe cum vedeți graficul, începe cum faci o analiză, începe cum faci o prognoză în genul. Pentru că, la început, mult se limitează la ceea ce mi se pare că văd trendul, dar nu înțeleg ce poate să fac preț. Poate să fac și așa și când vedeți o prognoză de unui manager, nici nu m-am gândit la asta. Sau... Dar pe urmă singur vedeți chestia asta, puteți și sporiți, nu că nu văd așa și eu cred că să fie altfel. Și asta e ceva normal, adică piața nu există bur. Burul sunteți voi pentru sine. Și apropo, nu există strategie. Dar asta tot trebuie așa, îți nu că credeți că sunteți guru. În sens că credeți în dumneavoastră și gata, nu că sunteți guru. Pentru că când sunteți deja prea încrezut, începeți a face greșeli deja banale, știți. Dar trebuie să fiți pur și simplu încrezut. Ca și în viața zi cu zi. Nu prea încrezut, dar pur și simplu încrezut. Și noi există o strategie, o sută de procente care să vă aduc profil. Dacă este o persoană care vă spune că eu cunosc o strategie, o sută de procente, cumpăr-o că îți faci profit 100%, neapărat. Credeți-mă că îmi faci profit numai pe vânzare. De aceea trebuie să înțelegi că o strategie îți aduce și take profit și stop loss. Dar ea trebuie să fie strategia voastră, ea trebuie să fie abordată după voi, după caracterul vostru, după scopul vostru și în funcție deja depozitul vostru. De asta nu credeți în, și nu căutăm guru. Mai încerc când iese din trend și nu știu să revin în trend sau încerc
Deregul, ce se întâmplă când prețul iese din trend? Foarte simplu, eu poate fi o retestare, să testez încă o dată trendul, după care își schimbă tendința. Da, și folosi și Fibonacci foarte. Ce ești și Fibonacci? Ai cum o fost prin natural gaz. Cu ieșit din trend, au făcut un impuls de creștere, s-a dus în corecție, s-a retestat nivelul de rezistență a trendului crescător și s-a pus în impuls. Piața nu face ceva nou. Istoria se repetă, nimic nu-i nou sub soare. Ce s-a întâmplat, se va mai întâmpla. De aceea, ai luat o strategie sau un instrument, învățați-l. Mai bine trei instrumente, dar voi să le cunoașteți. Ce spați-l? Decât 20-30 de instrumente, dar voi nu vă stai exact când merge toată ziua pe același drum. Îl cunoști deja? Ai făcut un miliard de cursuri, ai făcut 100 de cursuri, nimic ca lumea nu cunoști, dar ai făcut cursuri, ai diplomi. Așa și cu instrumente și cu strategii. Mai bine adaptați una și să fiți specialiști în ea, adică în acea strategie, să o înțelegeți la perfecție, adică să știți foarte mulți indicatori, pentru că ei, de fapt, indicatorii cam nu sunt foarte diferiți, adică ei diferă după cum arată, după, dar scopul lor este același, ei dau o confirmare adăugătoare. Ei nu sunt de bază, de fapt. De bază nu și este, trendul și nivelul, nu? Că cel puțin cele mai vechi strategii. Clasica. Ele funcționează mereu. Indicatorii pe noi ne ajută la început să vedem mai bine intrările pe piață sau ieșirile sau să facem acolo metodă adăugării, să folosim ceva. Dar de bază degeaba spune că e destul să știți trendurile și deja dumneavoastră puteți face profit pe piață. Pentru că așa și este. Intrând după trend, nu o dați în bară. Ok, poate nu aveți marjă destul, dar depozitul este mic, dar direcția e corectă, adică în bani se duce. Și ca să căpătăm încredere într-o strategie, este neapărat măcar să o folosiți măcar în 3 luni. Ai luat o strategie, ai folosit-o 3 luni și acolo voi vedeți deja că ea ți-aduce și profit, dar îți aduce și un stop loss. Dar tu înțelegi strategia aceasta e după caracterul tău. Și deja pe viitor, tu ai știi, ok, poate tu îmi spui de 100%, dar eu o să mă folosesc după a mea, pentru că aceasta este adoptată după mine. Așa, voi o să mă completați chestionarele? Întrebări sunt? Da. Da. Ce zic un plan? Un plan? Mm-hmm. Așa, planul nostru implică, unul, risk managementul. Da? Cantarea asta tot trebuia de notat, pentru că pozele ele scrie. N-am avut o... Dar de ce nu ați notat? Cine nu are fix ca ei ți-au spus? Cel mai bine notați tot de pe cine? Da, risk money management-ul. Așa, cât eu pot să mă duc în minus pentru tranzacțiile active? Care este profitul meu lunar? Dacă eu am îndeplinit planul lunar, atunci eu pot să mă acces, mai deschid tranzacții adăugătoare. Dar când? Dacă eu am tranzacții deschise, numai dacă ele sunt în pozitiv, atunci eu adaug alte tranzacții. Până când ele nu sunt în pozitiv, eu nu pot să adaug alte tranzacții. Așa. Ne stabilim instrumentele financiare. Am uitat să vă gândiți cu portofoliu. Este foarte important să vedeți instrumente pe care tranzacționați, să nu fie haos și acolo și acolo și cât mai mult.
mult, cât mai bine. Nu. Instrumentele financiare, numai că instrumentele se folosesc în funcție de scopul vostru. Funcție de depozit. Ce transacționez? Da, sigur, instrumentele financiare. Ce eu transacționez? Să nu fie mai mult de 5 instrumente. Ca eu să le cunosc bine. Măcar pentru început, vă luați 5 instrumente, transacționez pe ele, până când vă deja ați înțeles fiecare mișcare. După care deja eu pot să dau ceva nou. După care strategia de transacționare. Strategia trebuie să presupună baza, trendul, nivelele. Aici deja iarăși în funcție. Eu acum spre exemplu. Asta e. Da. Și un indicator de trend, un oscilator. Atâta tot. Testați aceasta măcar o lună. De luni până vineri ați deschis tranzacții, vineri ați numărat bobocii, adică profitul. Sâmbătă și duminică facem analiza. Timp este, eu sunt sigur că toți sâmbătă și duminică noi ne relaxăm. Noi avem timp pentru să trecem cu noi înșine. De aceea, ușurim, fără grabă, am făcut analiza tranzacțiilor, atât la cele care sunt în stop loss, cât și la cele care sunt în profit. Și am luat în calcul toate greșelile date. Toate. Pentru că sunt sigur că fiecare dintre voi, inclusiv și noi, toți, indiferent cât experiență nu am avea, le comitem și noi. Întrebări? Da. La prea mult timp de viață. Da. Cum s-a asigurat tot ce este? Că, de exemplu, eu pot să stau și pot să fii 10 și 8 și 10 ori și nu-mi dă seama cum te știi. Păi asta e exagerat deja. Aveți un timp, v-ați făcut un plan, iată dumneavoastră, aveți o regim al zilei. Știți la exemplu, știți, de exemplu, dimineața vreți să faceți analiză. Adică vă orientați în aceeași perioadă a zilei să faceți o analiză, să vă faceți o prognoză și să fiți tranzacție. Adică dimineața de obicei să faci chestia, da. Cei dumneavoastră stați în locul ori, sunteți foarte retrăiți, vă faceți griji de tranzacții și... Job-ul, eu deși lucrez la calculator de la job, deși am monitorul, laptopul, piața deschisă. De fapt și noi așa stăm. Pur și simplu, noi nu stăm și urmărim tranzacțiile noastre. Că noi ne uităm la piață, wow, s-a întâmplat, pentru mine deja eu îți văd graficul ăsta, e parcă aș vedea ecran la telefon. Ceva normal, nu-i... Dar anume când stați și activ urmăriți și se întâmplă piață și vă gândiți că tot încolo, tot încolo, ce face? Iată asta nu trebuie să fie, pentru că începeți să faceți greșeli, mai ales dacă vă faceți griji pentru tranzacții. De regulă noi cum recomandăm? Ai tranzacția, plasează de groc stop loss, dacă eu nu plasez de groc stop loss, atunci ordin amânat mă asigur. Gata, ai lăsat-o. Pentru că atunci când trebuie să începi să urmărească fiecare lunărit, el deci începe să schimbe, să modifice ordine amânate. Chiar dacă eu urmăresc, atunci trebuie să nu modifici ordinele. Și atunci tu ai înțeles că nu trebuie atât de mult timp să treci pe piață. Pentru că tu ești gata, dacă totuși prietenul îți meargă contra, mă chirem să iau un stop loss, nu știu ce. O să mi-l mediez din altă tranzacție. Încă trebuie să spuneți că luați un instrument sau un indicator sau o strategie și o testați o lună, două, trei, da? Bun. Tu o testezi, să zicem, deschizi o tranzacție pe un instrument, o testezi o lună. Tu ulterior revii și tu analizezi indicatorul sau indiferent, adică tu cei cu s-o dus până acolo, nu s-o dus, nivelul, o respectat stohastic sau moving average sau Fibonacci. Tu vezi post-factum, da? Dar cu totul altceva când piața merge real și tu te uiți, moving average-urile merg paralele, nu merg paralele, stohastic s-o duci. Adică atunci când tu trebuie să iei decizia asta între sau între, e altceva când tu te uiți post-factum, ce-au făcut indicatorul? Pentru că indicatorul e una când e concomitent și totul altceva când el deja e format. Da. Da? Adică, iarăși, ne-ați spuneți că treceți o zi, o oră în zi, dar de ce testați instrumentul? Păi dumneavoastră doar nu vă bazați doar pe moving average, aveți trend. Nu, nu vorbesc de moving average, vorbesc
în genere, adică indicatori, oscilatori, Fibonacci, chestii. La momentul mi-e complicat, da? Asta vezi în vedere că... E una când te uiți în istorie și analizezi, cu ajuns la nivel până la nivel, și alta când tu deschizi și acolo el fluctuează, da? Și toți indicatorii acolo se duc în jos, în jos, și tu te gândești că e momentul sau nu-i momentul, da? Intru sau nu intru. Eu încerc, adică să zicem, nu... Eu vă întreb cât timp aveți de când transacționez pe real. Eu nu transacționez pe real. A, nu sunteți pe real. Nu. A, deci uitați-vă, atunci când traderul trece pe real, e de ajuns că să treacă undeva un 3-4 luni și îl înțelege că analiza... el nu trebuie să urmărească piața 2-3 ore. Pentru că voi deja gata, aveți experiență. La fel când noi când o treci pe real de stat, vă o să vă trebuiască nu 2 ore, spre exemplu, 2 ore jumătate. Timpul ăsta se reduce. Știți care e chestia, Andrei? Este la toți, la începători, că noi ne complicăm foarte mult. Adică la început noi vrem un semnal perfect din care pe piață. Adică noi nu luăm în ansamblu ce aici face acum piața, dar noi ne gândim. Moving average arată altceva, stochastic arată altceva, trendurile arată una și nivelele tot altceva. Noi nu știm după ce să ne orientăm. Iată, în așa situații, noi pur și simplu trebuie să ne învățăm să facem un ansamblu din toate instrumentele pe care noi le folosim. Punem accent pe ceva, dacă noi vedem că trendurile și nivelele sunt mai importante, noi punem accent pe ele. Și dacă pe lângă asta ne confirmă stochastic și moving average, avem o confirmare triplă, dublă. Dar pentru mine cel puțin, nu știu, și majoritatea traderilor care au mai mult, de exemplu, experiență, pentru ei de bază e trendul și nivelul. Și eu repet asta mereu la curs. Eu nu pun niciodată accent pe indicatori. Pentru că ei sunt la iubitele, cum să spune. Ei nu sunt bătuți în cui pentru nimeni. Și ei sunt, poftim? Ele repetă grafic. Da, ele repetă grafic, ele fac o analiză, e o matematică acolo, de fapt. Dar noastră, noi suntem persoane subiective și noi ne uităm la general. Noi știm putem să luăm o considerație, ce a fost în istorie, ce a fost și ce poate să fie, putem să facem o prognoză. Dar, iată, aceste instrumente sunt pentru noi pur și simplu niște instrumente suplimentare. Noi avem fundament pe care noi construim casă. Și deja, în dependență de fundamentul există, mai alegem ce mai facem de sus acolo la casă. Eu aici am un trader, el se conduce numai după trend și e stochastic. El dimineața când se trezește și ia 4-5 instrumente, face, depistează trendul, asta în jur de 10 minute, nu mai mult, poate chiar și mai repede. El deja e pe real undeva a 3-4 lună. De pe telefon, stochastic, te urmărești, este semnal, la fiecare, cu 3 minute înainte de a se schimba ora, eu se uit pe telefon, este semnal după stochastic sau nu? Nu-i? Ok, intru la ora următoare. Și dacă să luăm tot timpul ăsta care el petrece pe piață, asta e până la o oră pe zi. Putem noi să reducem timpul pe piață? Da, sigur, pe lângă această e mare 3 afaceri și toate sunt în agricultură. Pentru de asta își contează că persoana și-a găsit indicatorul care e potrivit pentru el. Că lui a plăcut cum el lucrează. Nu toți iubesc stohastic și nu toți lucrează cu stohastic și asta e normal. Dar dacă v-ați găsit un indicator care vă place, vă țineți el. Nu trebuie să experimentați un miliard de indicatori. Pentru că miezul la toate cam e același. Adică toți sunt indicatori care calculează o medie a prețului și cam într-un fel ne dă o prognoză de viitor. Dar construim strategia noastră din ceea ce e de bază și mai adăugăm ceea ce îi place mai mult. Cuiva îi place Bollinger Bands, dar cuiva deloc nu îi place Bollinger Bands. Pentru că el parcă îi face haos pe grafic. Pentru cineva e așa, dar pentru cineva o au Bollinger Bands. Deci, orbosești? Iată. Și nu sunt, da? Dacă, da. Dumneavoastră ce ați spus de mărimea lacătului? Cam cât, adică, cât de mare ar trebui să fie lacătul ca să fie normal? Adică ca să nu fie strașic. La mărimea unui stop-loss. Spre exemplu, iată, eu deschid tranzacții pe Natural Gas, da? Eu am trend, presupunem. Așa. Presupunem, este trendul. Așa. Eu am deschis de aici un bai. Sunt pe Natural Gas. Stop-loss, eu unde abia să-l plasez în cazul ăsta? Undeva iată aici, noi avem nivel, respectiv eu aici aveam să plasez stop-loss. În cazul dacă eu nu transacționez stop-loss, dar transacționez ordin amânat, respectiv eu o să mă asigur cu un sell stop.
aici, eu mă asigur că să-l stop. Sau undeva mai devreme. Adică șlagătul, sorry, dar șlagătul tot trebuie să ia în considerație risk management. Adică el ia marjă, adică în lacă, da, vi se ia marjă doar pentru tranzacție. Dar oricum el, dacă noastră considerați că ăsta e minus, el se ocupă din marja liberă. Așa că nu e logic, pur și simplu, să folosiți așa un lac. Cât e mai micuț lacătul? Cât e mai ușor de discuționat. Imediat. Iar pe voi nu vă afectează la nivel psihologic. Voi nu vă trebuie să a doua zi din ea și voi vreți să vă gândiți cu orice preț. Nu, poate să treacă și 3 luni și 4 luni și 5, dar voi faci profit adăugător. La un moment dat, tu înțelegi că el mie nu trebuie. L-ai închis, dar tu ai rămas în profit. E ca? Folosiți nivelul. La lacă îți folosiți nivelul, pur și simplu. Ok, dacă nu păsați chiar ordinul opus în așteptare acolo unde ați păsat stop-loss-ul, un pic poate mai departe, pentru că totuși e lacăt. Dacă tranzacționați cu lacăt, înseamnă că vă permiteți, da? Pentru că cine tranzacționează cu stop-loss-ul take profit, de obicei sunt începătorii care încă nu știu, poate, nu sunt încrezuți pe piață. Dar ca să gestionați corect un lacăt și în genere să nu-l faceți prea mare, folosiți nivelele, pentru că ele cuvioase sunt ca niște bariere. Care dacă l-o străbătut, mai bine faci în lacăt decât vă duci în minus. Dacă nu l-o străbătut, faci smedier. Ca tare, lacătul lucrează cu depozit profesional. După cât am înțeles, încă nu sunt vii pe aici. Atunci ce noi lucrăm cu lacătul? De atât dacă nu vreau să luăm niciun minus. Nu vreau să închidem nicio tranzacție în stop loss. Dar nu uităm, cu depozitele micuțe, noi trebuie să jertfim aici. Fie voi jertfiți timp, fie voi jertfiți un minus micuț, un stop loss. Dar și lacătul, oricum, el este util, pentru că până dumneavoastră nu o să gestionați un lacăt, nu o să simțiți piața așa de bine, nu o să vă învățați să știți într-un fel să aveți imunitatea asta la piață. Dar e important o să nu fie exagerat de mare. Dar trebuie, încercați, nu deodată, nu ați încercat să tranzacționați pe cont real, gata, intrați în lacăt pe cealaltă, nu. Dar încercați, pur și simplu, să fie un lacăt rațional, să nu fie el exagerat, că între el ar fi încă trei lacăți, nu. Și un lacăt ok. Și el se gestionează. Împreună cu managerul, pe urmă, sigur, deja vă deprindeți. Pentru că vă adaptați. Am vedere, nu ce ești îndată. Suntem și așa ceva. Pur și simplu se ocupă. Și greu, pur și simplu. Asta e din cauza la panică. Nu știți. Nu. Pur și simplu. Nu e nimic strașnic, sigur. E important cum să ieși din el. Faci o pauză. Deci, în sfârșit, da. Aștept să piața duce în jos și când deja este pe corul de schimb semnal, trebuie să luăm, încep să închide. Ca și închide și voi să luați cu ordine amânate. Ca și în cazul ăsta vă ajută trenul și nivel. Da, bun, sigur. Direcția și că. Nici o greșeală de aici nu-i strașnică. Nici o greșeală. Numai dacă nu e exagerat. E cum am știut că am călcat o dată pe o grilă, ea ne-a lovit. Eu cea a doua oară, tot uscau. Încerc să o iei. Numai că trebuie un pic... Dar ce?
scăpați două oară de ce e greu, de-am aveți imunitate, de-am știți cu greu la asta, mă lădească, unde așa lădească, de-am să fiți pregătit. Așa e sculată. Voi de prindeți cu cine, vedeți permanent acolo o oarecare minus. Și pur și simplu, la început, parcă vreți mai vreți să-l recuperați, că vă deranjați, dar pur și simplu înțelegeți, cred că e latnic, eu nu sunt mărești și nu știu să-i părească. Vreau să întoarc trenul înapoi, oricum o să folosesc metodologie, mediere și recuperez chestia, da, și ies într-un profit mai mare decât ar închide tranzacția în stop loss. Pentru că lacătul ce e? Pur și simplu, nu vreți să acceptați un stop loss și intrați în lacăt. Dar lacătul ăsta, el trebuie să-l gestionați așa, să ieșiți din el în profit, nu tot în minus ieșiți, pentru ce el vă trebuie să nu mai neam. Încă întrebări sunt? Nu sunt. Dacă nu sunt întrebări, noi vă dorim o seară cât mai frumoasă. Ce sunt întrebări?